Când venim, facem și când îmi aduce aminte de când a venit Marino la Colosiu. Și m-am gândit, bun, el a murit, dar câte alte personalități de atunci de nivelul ăsta au mai venit în Craiova? Sau asta, ca ori privind în istorie înapoi, câte personalități mari ale, chiar din cele mai mari, au trecut prin gara, au venit și au vorbit și s-au întâlnit cu oamenii locului, au ținut o conferință. Că mă Lovinescu, nu fi venit pe aici, nu știu, n-am informații. Maiorescu, vorbind din cei mari, cu adevărat mari. Da. Și mă gândesc că rămâne undeva scris că Adrian Marino a fost, dincolo de revista și tot, dar fizic, chiar fizic, prezența lui a fost aici, a vorbit, s-a întâlnit cu oameni. Și asta rămâne înscris acolo. Da. Acum, nu mai pot așa, cum să spun, dar da, au fost oameni importanți într-adevăr și eu cred într-un în ceva care probabil nu o spune mult altora, foarte mulți. Și anume, în urmele nevăzute care rămân. Mi se pare mai important că un număr considerabil de personalități ale culturii române au trecut de-a lungul celor 15 ani prin Craiova ca invitați ai revistei Mozaicul și că acești oameni s-au adresat câtorva zeci de intelectuali craioveni, oameni de cultură, că au avut contact nemijlocit, că dincolo de discursul public a existat posibilitatea de a fi, mai ales pentru oamenii tineri, aproape de aceste personalități, de a vorbi cu ei și cred că acest lucru a contribuit sau contează în biografia intimă a acestora. Că își mai aduc aminte la care colobiu, că nu își mai aduc aminte, da. Sunt un număr de intelectuali craioveni reprezentativ, un număr semnificativ, care au avut cu această ocazie, cu acest prilej, șansa să stea lângă Adrian Marino, să dialogueze cu el. Cred că lucrul acesta este important și sigur nu putem cuantifica cât, sigur. Dar când ai ocazia să fii în preajma unor personalități importante, nu știu, ca să mă refer la un alt decan de vârstă, să zicem, domnul Paul Cornea, domnul Mircea Martin. Da. Cred că pentru tinerii mozaicari,
fiindcă în general, după cum știți, mulți erau tineri și foarte tineri, a fost o experiență importantă, un prilej de a stabili o relație personală pe care fiecare ulterior a valorificat-o mai mult sau mai puțin, dar important este că a avut această oportunitate. Da, așa e. Mă gândesc, de exemplu, că la ultimul colocviu, anul trecut, cred, foarte tânăra Maria Dinu a lansat o carte cu articolele lui Adrian Marino publicate în Ramuri și în Mozaic. Da. Deci contribuția în scris în publicațiile craiovene ca unui mare cărturar. Maria Dinu are, nu știu, sub 30 de ani. Da. Cu mult. Da. Dacă la 10 ani după ce Marino nu mai e decât amintire. Da. Mă rog. Da. O relativitate a cifrelor. Da. Da. Așa. Un tânăr mozaicar a simțit nevoia să se întoarcă la personalitatea lui Adrian Marino, să citească articolele, să le adune într-o culegere de texte. În contextul în care își dă doctoratul cu Adrian Marino, cu această temă. Deci, asta înseamnă că a fost important. Da. Și continuă să fie important. Rămâne... Nu a fost ceva efemer, ci are continuitate. Dacă pentru domnul Constantin Mepopa, pentru Marin Budică, pentru mine, adică generația asta care suntem acum la final și care am început această construcție, este firesc să fim, adică, mă rog, e firesc, normal că suntem atașați. Dar faptul că alte generații, fiindcă deja Maria Dinu e altă generație cu mult, așa domnul Coșoveanu, Bundela, Sorina Florescu, sunt generația următoare. Intermediară mai. Asta înseamnă că a fost o întâmplare fericită și fertilă. Mă gândeam să continui, dar cum este asta întâmplare, că suferă de o întâmplare, în ce măsură, aici e frumusețea de fapt a vieții, în ce măsură, care e rolul al întâmplării, cum vorba al Marino, jocul dragostei și al întâmplării, cât e întâmplare, cum se potrivesc lucrurile, cât e întâmplare și cât plan, viziune, vorbind din perspectiva mozaicului ca să luăm un exemplu, să plecăm în fel de exemplu. Acum, o asemenea discuție are, cred, o valoare în măsura în care reușește să prindă ceva foarte intim. Deci, punctul de vedere pe care îl formulez, sunt convins că este cât se poate de subiectiv. Dar tocmai asta e și rostul întrebării și a răspunsului. Și farbă, că evident. Exact. Adică, sigur. N-am pretenția că neapărat acesta este adevărul. Sigur. Pentru mine, așa este. Întâi de toate, trebuie să existe un potențial. Și după aceea, trebuie să existe o întâmplare care să-l valorifice. E ca la un recipient cu combustibil exploziv și întâmplarea este ca scânteia. Da. Dacă nu e scânteia, stă acolo, cât o fi. Sau dacă nu se produce șocul, un șoc, trebuie să producă.
nu se produce asta, există potențialul, nu se întâmplă nimic cu el. Deci, mi-ar fi greu să spun, în orice caz, cred că întâmplarea este la fel de importantă, ca să zic așa, ca și potențial. Și acum, aici a fost o întâmplare. Partea de întâmplare este că la Craiova era domnul Constantin Mepopa, care studia scrisul lui Marino. Partea asta nu mă, pardon, nu e partea de întâmplare, asta este partea în care e potențial. Domnul Popa. Și identificarea potențialului. Da. Pe de altă parte, generația, în generația noastră de craioveni și de oameni care ne-am adunat pe urmă așa, sau am fost împreună după 90, începând cu Demnitatea și continuând apoi la Mozaicu, a fost că și Marin Budică, și eu, și George Popescu, ne-am format într-un cult al lui Marino. Deci domnul Popa venea cu imaginea intelectuală și a lui Marino de la Cluj. Dar noi aici la Craiova ne formatăm într-un cult al lui Marino, pentru că Alexandru Piru, după cum știm, îl invitase pe Marino să colaboreze și a colaborat la revista Ramuri o perioadă îndelungată, adică tot timpul, cea mai mare parte a timpului cât Alexandru Piru a condus revista, Marino a fost invitatul de onoare a revistei. Un invitat de onoare permanent. În plus, a apăruse viața lui Macedonski, care, pe care domnul Alexandru Piru, decanul facultății noastre, profesorul Piru, criticul și istoricul literar Piru, o considerau o lucrare de referință fundamentală supra căreia merită să te apleci, spre deosebire de domnul Nicolae Manolescu, care n-a considerat că Bazian Marino are, măcar pentru viața lui Macedonski, opera lui Macedonski, alte câteva sute de pagini, ediția critică Macedonski, deci așezarea lui Macedonski pe o poziție clară cu tot ce îi trebuie, studii monografice, ediție critică, n-au considerat că trebuie așezat în raftul istoricilor literari. N-au considerat, asta e, în domeniul altfel, cred că nu e civilizat să ne supărăm degeaba. O studie n-au să discut, o chestie de gust și de gust. Bun. Deci noi am crescut așa. Și atunci exista fondul, sensibilitatea necesară ca să fim receptivi la domnul Marino. Faptul că domnul Popa a scris primul studiu dedicat lui Marino și hermeneutica lui Adrian Marino, care a apărut la Aius, a făcut ca să existe, deci, această substanță. Nu știu dacă asta, într-un fel, da, așa e o întâmplare că ne naștem, da? Într-un fel e rolul întâmplării. Dar
Pe de altă parte, fără aceste condiții, adică așa se poate explica această relație construită între Craiova și datorită lui Alexandru Piru, și datorită invitării lui la Ramuri, și datorită faptului că a venit la Craiova și a mers la domnul Petre Gigea, care era primar, la cred, la Nicolaescu Plopșor, savantul, nu-i așa, pentru informații legate de Macedonski, la VG Paleolog, un om care de asemenea știa despre Macedonski și despre demersurile lui inovatoare în materie de poezie. Deci această relație care s-a creat s-a potrivit și cred că deci asta într-un fel e o întâmplare, dar cum să zic, ceva general, așa întâmplare cum e întâmplare că ne naștem, și un cadru care a făcut posibil să se întâmple lucrul ăsta. Și a fost și această sclipire, scânteie, în sensul de accident fericit. Da? Că m-am gândit să valorificăm această împrejurare că domnul Popa este autorul primei cărți dedicate lui Marino. Da. Și pentru că domnul Marino avea această educație occidentală. Acum, eu vorbesc indiferent de faptul că scrie sau nu scrie ăsta, că nu să faceți interviu toată revista. Da, important este să dacă mă întrebați, eu asta, da. Povestesc. Da. Nu, să vă spun, fac o scurtă paranteză, nu atât tine. Da. Gândul meu este pentru, chiar vedeți avantajul unei reviste. Dacă povestează mult, nu putea să scrie. Nu, e una și alta. Deci sunt lucrurile amestecate. Sau mă rog, aveți, asta e una, selectăm. Pe de altă parte, fiind o revistă virtuală, totuși, acolo spațiul nu ne oprește într-un fel. Adică eu pun mai mult preț pe lucrurile care să rămână. Adică nu e patru propus aici. Și vreau să sunt niște lucruri care merită să rămână spus. Mă vorbim. Sunt niște lucruri care merită să rămână, le-ați mai scris, le mai spuneți, adică nu sunt adică nu le-am scris neapărat, că unde n-au fost nu am pretenția să da. Chiar dacă repetăm sau reînnoim, niște lucruri cunoscute. Dar ele să rămână încă o dată, să zic așa. Încă o dată să rămână undeva spuse pentru contract. Și atunci s-a întâmplat acest lucru, da? Că fiind la început de experiență existențială, așa că nu pot să-mi editor. Eram editor de câteva luni de zile, fără nicio pregătire și fără nicio anticipare vreodată că o să fac. Da, asta. În 90, când exact. Totul era exact. Construit de la început. Perioadă minunată, de altfel, pentru că toți atunci am visat, unii dintre noi am visat și ne-am apucat să facem ce visăm. Alții au așteptat să li se întâmple și acum sunt extrem de dezamăgiți. Și alții s-au apucat de furat-o prin anii 90 și acum unii sunt fericiți, dar îngrijorați că sunt bogați și alții sunt nefericiți că sunt în anchetă. Bun, fiecare, asta nu știu dacă e întâmplare, asta e o chestie că și-au ales. Ne-am ales fiecare. Așa. Și atunci am avut această... Domnul Marino spuneam ceea ce e foarte important și mă străduiesc și o să le transmit învățând de la domnia sa chestiunea asta, să le transmit mai tânărilor, având comportamentul occidental pe care nu reușim deloc să-l asimilăm, deși au trecut 25 de ani și s-au schimbat aproape două generații în timpul ăsta, al comunicării sociale. Că i-am trimis cartea, domnul Popa a trimis cartea domnului Marino, care e un gest banal, nu scrie o carte despre cineva, în viață îi trimis cartea. Nu, e un lucru foarte frumos da. Și foarte firesc și foarte frumos.
sau frumos, sunt tocmai prin firescul ăsta. Exact. Așa. Dar domnul Marino, prin felul dumnealui de a se comporta, comportamentul dumnealui social, a răspuns. Da? Ceea ce eu am văzut că în general nu se face. Până în ziua de așa, asta și reproșez. Inclusiv pe internet, da, trimiteți un articol, da, și cine îl primește, îl bagă acolo, că bine. Dar nu spune, am primit, da, mulțumim. Da. Sau o să apară numărul, sau da, nu o să apară niciodată. Da. Sau da, ceva. Ceva. Nu. E, domnul Marino nu făcea acest lucru. Da. Dânsul a răspuns, a mulțumit. Și și-a exprimat dorința de a cumpăra 10 cărți. Iar îți spun lucrul ăsta, pentru că e ceva care, din păcate pentru cultura noastră, s-a pierdut exercițiul. Da. Toată lumea vrea să primească gratis cărți, reviste, tot ce orice. Orice. Gratuit. Așa. A. Și nu se gândește la chestia asta. Uite, domnul Marino s-a gândit că întreprinzătorul ăla care o fi, editorul ăla care a scos niște cărți, a cheltuit niște bani și dacă vrea să mai scoată altă carte, trebuie să primească bani pe ăsta care a scos. Și a cerut să da, cumpere 10 cărți. Lăsând la o parte pentru că acest comportament firesc și ăsta occidental, că orice muncă se plătește, așa, noi am răspuns cu comportamentul nostru balcan, că am primit 10 cărți. Bineînțeles, fără bani. Da. Bun. Dar atunci mi-a venit și ideea că am putea să invităm să scrie o carte nouă, așa, era cam mult, dar să reedităm. Și fiind eu așa o natură democratică, după cum știți, de altfel, așa, am spus. Și atunci Marin Budică mai a da, niște cărți de călătorie extraordinare, am vrea să publicăm un an. Ole Espan. Și l-am apelat să am un om acasă, am citit-o. Păi, și am propus să le edităm. După cum mărturisește domnia sa în prefață, a fost plăcut, impresionat și de acord. Și a început legătura aceasta. A mers și cu Budică la Cluj, a mers cu Ileana Petrescu la Cluj, în casă la domnul Marino și s-a creat și o relație personală. Bun. S-a răstocolit. Și asta a fost 94-95. L-am invitat pe urmă la Craiova să lansăm Ole Espania, a venit cu ajutorul domnului profesor Beșteliu, care era prorector, cu Gabi Coșovean, dar atunci domnul Beșteliu era prorector, ne-a ajutat la Sala Albastră, am făcut la cărții, a fost un eveniment deosebit, o conferință, domnul Marino, cu sala plină, și s-a reînnodat această legătură cu Craiova. Acum, n-aș putea să spun. Deci a existat, să zicem, partea de accident fericit a fost că mi-a venit ideea să-i propunem să o reeditare, să colaborăm ca editor. Da. Așa. De fapt, bun. Partea bună este că domnia s-a acceptat acest lucru, că s-a creat o relație personală, cu relație personală cu domnul Popa, cu Budică, cu Ileana Petrescu, lucruri pe care de altfel dumnealui le-a exprimat în scris. Adică tot ce spun eu se regăsește în prefețe, pentru că cel mai bun comentator al cărților sale era chiar domnul Marino, care ori scria în prefață, ori scria în postfață,
era lămuritoare, pare un... Pe mine nu mă surprinde faptul că opera lui Adrian Marino iese din zona comentariilor curente. Pentru că atâta timp cât a trăit, lucru care se vede și în Mozaicul și în revistele vremii, nu exista vreo carte care să apară și marile reviste să nu comenteze, în general, favorabil. Deci nu din cauza asta cred că rămâne necomentat încoace, nu e circulat. Este însă o operă de un tip particular, adică bazată pe un studiu temeinic aprofundat de bibliotecă, bazat pe o cultură temeinică, profundă, vastă, și ca să comentezi un asemenea autor, trebuie să te apropii de anvergura respectivă. Da. Și cum în general nu e nimeni dispus să petreacă atâta timp în bibliotecă și cu fața cărții și cu pixul în mână, sau mă rog, cu calculatorul acum, cum făcea Marino, da, n-ai puterea de cuprindere. Și atunci nici nu-l ceartă nimeni, nici nu-l laudă. Dar opera e acolo și mai devreme sau mai târziu aceste adevăruri esențiale pe care le-a spus despre literatura română vor intra în circulație pentru că răspund nevoilor autentice. Nu sunt speculații. Și așa s-a construit legătura aceasta. Sigur, am mai povestit lucrul ăsta, într-adevăr îl iau pentru că mi se pare instructiv. Era considerat o persoană dificilă. Am mai avut fericirea să cunosc altă persoană dificilă, Marin Mincu, care la un moment dat, în ultima parte a vieții, a scos paradigma la noi aici, la... și care colabora cu George Popescu, făceau sumarul și când era să facă, deci îl făceau ca titluri și autori. Și când era să așeze revista, venea și o zi, două, stătea în Craiova și lucra în acest birou, pe scaunul ăla, cu, în cazul ăsta, cu Mihaela Chiriță, ea lucra, făcea o revistă, o reînșire. Ilustrații, așezare, în sfârșit. Din punctul meu de vedere, era un om admirat. În ciuda faptului că toată lumea a spus, ca și despre Marino, că este dificil. Avea și o mare vocație, vorbesc acum despre domnul Mincu, care era altfel decât Marino, de a face paradă și frondă, așa. Juca. Da. Agresivitate. Chiar am fost martor când luată pe cineva la telefon foarte dur și spunea așa cuvinte aspre și critice. Și în timp ce acele cuvinte sunau dur, fața dumnealui era jovială, zâmbea. Ăla s-a supărat și n-a uitat niciodată ce a zis. Dacă n-a putut să înțeleagă niciodată structura omului și că de fapt nu era nicio răutate și dimpotrivă, de la forma lui de a își exprima dorința de prietenie. N-a putut. Nu am putut. Tot ce am vorbit cu dumnealui s-a făcut în tocmai, fără dificultate. Mi-a cerut, de exemplu, dacă vreau să scriu în revista Mozaicul. Domnul profesor, sunt foarte onorați. Dacă vreți și dacă vreți așa accidental, bine, dacă vreți să aveți o rubrică, aveți o pagină. Cum domnule o pagină? Păi dacă scrie mai mult. Dacă scrie mai mult,
o reducem la o pagină. Când nu-mi eu mai mincu, scriu, dai mie o pagină. Domnul profesor, asta e regula acelea la revista asta. O pagină. Mai băgăm o pagină în numărul viitor. Hai, domne, lasă, nu se poate așa, mie mincu. Da. A, presupun că n-a avut de gând să fac o pagină. Altfel, până la urmă, acceptă să fiecare cu regulile lui. Da? Nu-l obligă nimeni, nici nu-l oprește nimeni. E binevenit toată dragostea și admirația, dar avem o regulă. Nu fie mai mult de o pagină. Și dacă mă uit în paradigma lui, nu stia mai mult de o pagină. Eu mincu. Îmi pui mie. Nu mă impun. Da, exact. Dacă nu poți să particip la asta, te superi. Așa și treaba ta. Eu rămân fericit că am stat în același loc, ore în șir, cu domnul Mincu, că am discutat. Și e foarte bine. E, același lucru cu Marino. Domnul Marino devenea uneori exagerat de critic. De exemplu, domne, în revista asta nu publicați recenzii de cărți de ideologie liberală. Și ca să-i spun, domnul, revista nu scriu eu. Și dacă ăștia care scriu nu citesc cărți de alea, eu nu pot să le impun și nici nu vreau și nici nu propun și nici nu cred că pot, da? Nu. Asta scriu, asta publicăm. Nu se poate, domnul. Păi ce? Publică, caute cronică la cartea lui ăsta care e legionar. Cumva își contrazicea propriile idei de doctrină. Am și citat, nu știu, printr-una din cărți chestia asta, care cred că așa și este. Poți să inventezi scripturi. Și da, dacă să nasc, bine, ce poți tu să faci ca grădinarul? Și criticul și editorul să îngrijească, să susțină, să crească frumos. Da. Dacă nu-i sămânța, nu e. Nu e unde să scoți. Așa. Și mai nu spune chestia asta. Chiar o formulează doctrinar, așa. Dom'le, cultură asta poți să faci. Adică nu dirijăm cultura. Stabilim noi despre ce să scrie, ce să scrie, cum să scrie. Că de-abia scăpasem de chestia asta. Avea perfectă dreptate. Da. Anumite puseuri de astea existau. Atunci eu nu puteam să-l contrazic. Pentru că... Eu nu puteam să-l contrazic. În primul rând, era o diferență din toate punctele de vedere atât de mare între noi, și de vârstă, și de ce trăisem și pătimisă fiecare, ca să nu mai vorbesc de orizontul, de universul cultural pe care... Așa, și de ce trăisem și cultural fiecare, că nu am apucat cum să contrazic, mi se pare fără rost. Și trăceam, renunțam. Așa. Deși în chestia asta eram convins că am dreptate. De fapt, dumnealui se contrazice. Da? N-aveam impertinența să fac această observație. Și atunci am mai povestit lucrul ăsta, pentru că mi s-a părut admirabil. Și doamna Lidia Bote, care de regulă participa așa foarte discretă la întâlnirile astea ale noastre, cred, așa ca un fel de protecție, ca un fel de gardă de corp, așa, probabil să nu-l supărăm, să nu-l supere careva dacă intervenea, nu? Cum era și la telefon, adică nu răspundea niciodată domnul Marino, răspundea numai doamna, care selectiv spunea, doarme, da. Imediat, da.
reveniți, nu mai reveniți, nu e acasă, în sfârșit. Era un filtru. Era un filtru, da. Și era acolo o prezență discretă și am mai povestit chestia asta că m-a impresionat foarte tare acest bărbat fioros, dificil. Era îmblânzit imediat, nu mai stonând. E Adrian. Nu e un comentariu, este. Nu este bine, este. Și se legea că totuși e prea mult. Ce-ai mă cu ăsta mica? Ceva de genul ăsta, ăsta se poate spizita copilul sau nu știu cum da. Să interpreteze. Dar în orice caz, cam asta era așa. Și Adrian brusc se oprea și devenea aceeași gazdă amabilă și primitoare și politicoasă și așa mai departe. Deci, la aceste astfel de întâmplări, am fost și eu și împreună cu mine am mai fost și altfelele. Și eu cred că niciunul din aceia nu a uitat și nu uită câte zile vor avea atmosfera, discuția, modul de organizare. Când am propus, când am scos cartea despre revenirea în Europa de publicistică dedicată acest. Păi, i-am propus, aici am intervenit că avea o subiectivitate puternică, nu o spun critic. Așa, eu, pentru da. Înțelegerea lucrurilor, așa cred eu, că a fost, complet, da. A fost iarăși o idee a mea și, era și normal, prin activitatea mea atunci, politică, gazetărească, la demnitatea, așa, a fost ideea mea. Asta iarăși e un lucru extraordinar. Deci domnul Marino era, când ne-am cunoscut, lider al PNT-CD. Eu eram un lider, nu de aceeași anvergură, dar oricum destul de important, al PD-ului. Partide aflate în, în contradicție puternică. Da. Iată că această chestie care în plan politic era conflictuală, în planul relației umane și culturale n-a funcționat. Da. Nu datorită mie, datorită domnului Marino, care nu mi-a zis niciodată cum se practică acum. Da. Imediat la acuză pe ăla că e în partea aia. Nu știm ce democrație se nici, dorește. Nici nu discutăm pentru ea. Nici nu vorbim unii cu alții, da? Iar noi situați în, în poziții antagonice, politic, da. Dar noi eram antagonici deloc, pentru că, de fapt, sensul de mișcare era același. Ideea era comună, pe am și mers către drumul către Occident. Am găsit lucruri comun și important. Nu, domnul Marino nu s-a îmbogățit, eu nu m-am îmbogățit. Am găsit punctele comune, cultura comun și nu a contat chestia. Nici n-a fost subiect de discuție. Dar nici n-am discutat niciodată. Iar domnul Marino scrie în Viața unui om singur despre revista Mozaic cu revista de orientare liberală, ceea ce știți. Așa. Deci nu exista o asemenea confuzie, asemenea. Ori lucrul ăsta nu contează ce făceam eu care era mai mic. A contat ce a făcut dânsul, care era mult mai important decât mine în toate planurile. Și care a dat tonul și a lăsat deschiderea spre colaborare. Și asta nu s-a întâmplat numai cu mine, ci s-a
întâmpla cu toți oamenii aceia care gravitau în, mă rog, eram împreună. Deci a fost o lecție pentru toată lumea. Unii își mai aduc aminte, așa e cu lecțiile după lumea asta, că am fost și eu profesor asta vremea, da? Unii își mai aduc aminte când a fost lecția aia și cu cine au făcut-o, alții nu. Dar pot să rămână cu cunoștințele. Ce e mai important? Să-și aduc aminte că era într-o zi de primăvară când ne-a spus nouă despre... Nu! E important că i-a rămas chestia în cap, că acel lucru e o valoare asimilată, integrată în viața lui. Și atunci ești foarte bun profesor, asta e. Și a fost un mare maestru, domnul Marino, pentru noi toți. Faptul că ani de zile a scris, nu aveam bani să plătesc, normal. Editorialul ăsta, normal nu știu dacă era normal. Normal cred că nu era, dar... Da. Păi, apropo de că doar să răzi mai multe că munca e plătit. Normal pe sistem balcanic. Așa, pe sistem balcanic, da. De fapt și acum cred că aici se vede că a fost comunist. Că n-am știut să mă gândesc că trebuie să faci și bani. Că da, ca să plătești da, trebuie să îi câștigi. Ca să-i câștigi trebuie să faci într-un fel. Dar eu am făcut altfel, care nu e posibil. Dar în sfârșit. Așa, important ar fi că domnul Marino a scris ani de zile la revistă cu atât mai mult cu cât neplătit. Că a scos o grămadă de cărți aici. Câteva cărți la editura Aius pe care nu le-am plătit. Dacă recitiți prefața sau postfața, ce-o mai fi, că nu mai țin minte, pe care a scris-o la Ulei Spania și chiar la descoperirea, revenirea în Europa. O să vedeți cu câtă generozitate a făcut lucrul ăsta. Adică convins că lucrăm împreună pentru o cauză în cultura română. Asta... Nu era pe vremea aia cu proiectele, dar exact. El era un proiect pentru cultura română. Există niște oameni care vor să facă chestia asta și atunci facem împreună acest lucru. Și nu era pe bani. Deci a fost din multe puncte de vedere un model. Asta e un lucru care, într-adevăr, nu prea se știe, că e ceva intim. Fiecare care am fost aproape atunci, am rămas cu ceva în sinea mea. Și nu a fost cazul să facem publice aceste lucruri. Dar ele cred că sunt foarte importante. Și repet, dacă vine Maria Dinu acum și își dă teză de doctorat cu Marino și își dă teză cu Marino pe care o susține cu articolele publicate în Ramu și în Mozaic, adică relația lui cu Craiova, asta înseamnă că a fost ceva foarte important. De fapt, nu mai sunt puțini asemenea oameni. Poate nu mă pricep la domeniul tehnic, dar în partea asta umanistă, asta pentru Craiova ce-a însemnat într-un fel da. Marino, a mai însemnat Piru, care a făcut aici școală și o cultură, adică un sistem de valori pe care l-a impus și comportamental, în care negrici, beșteliu, sunt discipolii cei mai... buni, care și-au însușit cel mai mult și-au valorificat cel mai mult lucrul ăsta, dar au fost și alții, că așa e pe lumea asta, există întotdeauna așa, un clasament mult mai larg. Așa? Dar până la urmă și ceilalți care sunt acum, eu știu, în primul rând, cei care erau atunci asistenții lui, unii dintre ei foarte valoroși, dar care nu au scris. Adică știau carte, dar au rămas la nivel didactic. Oamenii ăia și-au luat doctoratele și și-au scris cărțile pe care le-a impus
i-a obligat Pirul, la propriu, să le scrie. Mă refer la Titus Bălaș, care publica în Ramuri, pentru că Pirul și director la Ramuri și decan îi spunea, scrii pentru luna viitoare. Și dădea și o temă. Și scria. Domnișoara Șoșa, Cârstea, de literatură universală. O persoană foarte însuită. Cornelia Cârstea. N-a scris. A scris cât să aibă un dosar pentru doctorat și a dat un doctorat pentru că Pirul îi impunea să scrie. Fiind asistenți, mă ascultau de profesor. Că atât de trebuia să n-asculte. Da. Emil Dumitrașu, un savant de literatură universală, mă rog, de greacă, latină, în sfârșit. Cărțura. A scris puțin. În cea mai mare parte, puținul ăla a fost impus de profesori care a știut să-i cultive, să-i îndemne. Sau. Au fost profesori foarte buni. N-au scris. Da, dintre ăștia, cum spune Marino, a rămas Beșteliu mai puțin prolific. Dar acum mai reedităm una din cărți, cartea despre Tudor Arghezi. Așa, sunt niște cărți valoroase pe care le-a lăsat, puține, dar valoroase. A fost un profesor, îi îngrijește ediția Sorina Sorescu, iată un student al lui, mai târziu asistent, mai târziu și așa mai departe, care iată când nu mai e profesorul, totuși a simțit o datorie morală și de onoare să îi îngrijească ediția, să-i facă studiu introductiv și așa. Asta mi se pare foarte important. Sunt lucruri pe care, în general, le trecem repede cu vederea așa. Da, a apărut o așa ediție, a doua îngrijită Sorina Sorescu. Da, bun, și? Da, a apărut bine. În spatele chestiunii astea este ceva. Omul ăla a lăsat în sufletul oameni, a lăsat acolo ceva din ființa lui, care, iată, lucrează prin urmași. Și pentru lucruri pe care cei din jur nu le știu, numai puțin le știu, dar nu e important că le știu. Important e că ăsta lucrează în baza acestui lucru. Negrici, cu certitudine este negrici, îndrăznesc să spun, indiferent de că s-a supărat, dar sper că nu, datorită faptului că s-a întâlnit ca asistent cu Pirul. Fiindcă ceea ce Pirul le-a cerut la toți, îmi pot să fie asistent universitar să nu scrii. Dacă nu pot, spune. Adică pleacă. Și cum nu vreau să plece, au scris. Ei, dar așa ai dat peste negrici, care a fost în stare să facă o carieră strălucită și de scriitor. Asta e orice profesor. Învață o clasă, nu o să ajungă toți. Da. E important dacă ajung unul, doi, trei, unul dacă ajunge. Extraordinar. Duce mai departe. Ori lucrurile astea s-au întâmplat și ele au, cum să spun, au ajuns să fertilizeze de fapt toată povestea asta în jurul mozaicului și a editurii. Fără oamenii aceștia, fără Ion Zanfirescu, care a fost unul dintre profesorii care mi-a permis să fiu aproape de dânsul, n-am fi putut să facem. Important e că am avut undeva niște personalități importante, că asta era ideea, da? Da. Faptul că au venit și alte personalități după aia, au făcut ca potențialul ăla să germineze. A fost un mediu favorabil. Fără personalități în jur, n-ai cum să ajungi tu personalitate. Asta îmi pare rău că nu s-a pierdut. Mi se pare că tinerii de astăzi, cum n-am modele, propoziții de ăștia, pe care le spun, altfel persoane
inteligente și instruite. E un timp care spune altfel, domnule, da, n-am modele, cine, mă, nu e. Eu sunt. Păi așa întotdeauna au negat. Dom'le, cultura nu se poate face pe negarea tot ce e înainte. Cultura e șirul. Da? Și atunci, asta nu e bine. Nu câștigă nimeni nimic. Încerc și eu să spun celor mai tineri, de exemplu, eu nu pot să fiu adversarul unui tânăr. Fiindcă eu nu mai pot ce poate el. Da? Nu pot să ocup o funcție. El vrea o funcție, el vrea un post. Vrea el să ia pensia mea? Nu. Vrea să fie pensionat? Vrea să-l doară rinichii? Nu. Vrea să aibă diabet? Nu. Până atunci el. Deci, nu ai ce să vrei de la mine. Eu nu-ți iau nimic. Pot să-ți dau ceva. Vorbim de principiu, da. Că nu despre mine este vorba. Da, da, da. Despre ce am primit și noi de la profesorii noștri. Faptul că domnul Beșteliu a venit la colocviile Mozaicu, cum știți. Da. La parc, atunci când a venit, a fost colocviile la Casa Romanescu, m-a sunat și mi-a spus. Nu mă simt bine. Nu pot să vin. Peste câteva vreme a și murit. Dar a trimis textul pentru de prezentare lui Ionel Bușe, care a fost atunci premiat pentru proză. N-a putut să vină. A fost cu sufletul alături de noi, a fost de atâtea ori, a fost în sediul redacției, a fost cu băieții aici, așa, foștii lui studenți care am fost. Ne-a încurajat până în ultimul moment, ne-a susținut. Și noi am văzut în dumnealui și în domnul Negrici și în Piru, cu care n-am fost atât de apropiat aici, a fost altă legătură, pentru că ei erau asistenți în primul an și noi eram studenți la prima generație de studenți, eram aproape colegi, ca să spunem așa. Chiar mulți dintre colegii mei îi spuneau cu Negrici pe nume. Eu sunt altfel și nu mi-am permis, dar... E, cred că asta ar fi foarte important. Chiar când povestirea să mă gândesc, de unde vă întrebai și îmi dădui seama, e ca la un fluviu, să zic, ca la durere. Eu vă întrebai punctual de un lucru și mă duseră spre izvoare. Și aici e interesant, că de fapt, până la urmă și durerea, cât e ea de mare, izvorește totuși de undeva, din ceva mic și pâriaș care e alimentat. Și asta mă duseră spre fir, ca să vedem că, într-adevăr, chiar are un trecut care a alimentat-o spre acel potențial, lacul de acumulare, de o acumulare, dar care se bazează pe un trecut pe firul ăla, cum mă duc. Și în același timp îi aduce și mai departe asta, ca să fac o comparație din asta mai tehnic. Am mai multe, adică asta în povestiți, vreau să le iau totuși pe fiecare, deci poate. Povestiți, la un moment dat, de domnul Popa, și aici mă gândim într-adevăr, deci cumva, iată, domnul Popa, ca propoziție iară de întâmplarea și potențial. Cum e rostul întâmplării? Deci, în acest angrenaj. Da. Și apropo, e plăcoasă și asta chiar aș spune că urmele nevăzute. Asta îmi place ca un pic. Și de dure, încă o dată spune, care lasă în fiecare lume. Domnul Popa, care aparent are o prezență oarecum discretă, să zic așa, apare. Nu este dintre cei vocali sau din... Dar care a construit... L-ați avut alături și în ce măsură apropie amprenta dumneavoastră sale se găsește în construcția revistei Ansul. Ca fiind critic, fiind un mod de a vă... Și mă uitam, și acum, până venind în coate spre debutul regim în poezie, că l-a susținut, apropo de ce a spus săptămâna trecută, l-a prezentat ca poezie. Deci, despre amprenta, deci despre cum a decurs construcția aceasta privind în ce măsură? Aport rolul sensului în toată povestea. Deci, este foarte consistent. Nu cred că acest, cum să spun, că acest proiect, ca să folosim așa termenul ăsta acum, din nou limbaj de lemn, această construcție s-ar fi realizat, ar fi fost posibil să se realizeze altfel decât... Asta nu e o întâmplare. Da. O întâmplare e că ne-am întâlnit. Dar ce s-a întâmplat după asta nu mai este o întâmplare cu certitudine. Da. Apropo de accidente, accidentul a fost că ne-am întâlnit. Da. Și așa.
Dar apoi, întâmplarea, dar apoi tot ceea ce s-a întâmplat a fost, cum să spun, a decurs cu necesitate. Nu ar fi fost altfel. Deci, eu fără dânsul n-aș fi făcut toate astea. Oricum, revista, în special revista, iar dânsul fără mine n-ar fi făcut. Nu cred că exagerez, nici nu avem, suntem niște personalități complementare care avem însă alte și lucruri care ne asociază pe dedesubt mai trainice decât se vede. Ca să vă spun așa, de exemplu, noi ne-am cunoscut prin 80 și bine, eram amândoi profesori de român. Independent de faptul că ne cunoșteam, n-a influențat niciunul destinul celuilalt din punctul ăsta de vedere. Eu eram director de școală, de liceu. Aduc aminte că am fost toată venit ca inspector la școala Cârcea, eram director. Dânsul inspector. Deci atunci ne-am cunoscut în această calitate. A fost o relație care, ca și cu domnul Marino, nu se întemeia pe autoritate administrativă. Ne-am cunoscut având obligații administrative fiecare, dar relația era mai mult decât civilizată. Umană. Da. Și, mă rog, ne-am făcut fiecare treaba, eu de director, dânsul de inspector, ne-am despărțit. Atunci ne-am cunoscut mai bine. Sigur, ne mai întâlneam la cercuri, după cercuri mergeam la o bere, câțiva profesori, acolo vorbeam literatură despre una, despre alta, în sfârșit. Exista, da, ca să avem o relație directă așa cu obligații de o parte și de alta, obligații profesionale vorbesc, care te obligă, relații care te obligă la un anumit comportament și la anumite evaluări. Așa? A produs după ce dânsul a venit în inspecție. La întâi, cred că la Cârci. După aia, mă rog, de la Cârci ne-am mai întâlnit constant. Urmă am devenit director la școala 13, pe urmă la liceu industrial numărul 1. Și a existat un moment, deci ne cunoșteam. În 90, a devenit atunci imediat după, da? S-a întâmplat ceva crucial. Nu, 90 în ianuarie, în februarie, toată lumea a schimbat pe toată lumea din toate funcțiile peste tot. Domnul Popa și domnul Radu Diaconescu, care erau inspectorii de română, amândoi, spre deosebire de alții care se închideau prin birou și nu luptau să păsteze că nu e drept, că nu e corect, că nu știu ce, și au dat demis. S-au adunat toți profesorii de română să aleagă noi inspector democratic. Și cei doi inspectori amândoi s-au demisionat. S-a întâmplat un lucru foarte interesant. Profesorii de care e interesant, dar era justificat pe deplin prin comportamentul acestor oameni, prin nivelul lor profesional și prin comportamentul lor uman. Au fost votați amândoi în unanimitate inspector. Dar au fost realiști, ca să spun așa. Și amândoi s-au sculat, le-au mulțumit la colegi. S-au dat. Au
fost. Haideam să alegem asta. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm că ne apreciați, da. O, așa ceva care nu mai poate face nimeni. Să alegem asta. Sigur, mai târziu cândva, domnul Popa a și explicat. Da, în fond, exista această posibilitate. Oricând i-ai fi spus cuiva că n-a făcut ceva în regulă, să spună tu care ai fost comunist. Da? Ce rost ai? Că ești într-o schimb de replici fără sens. Sunt profesor, nu mă de treaba mea, nu sunt inspector. Sunt profesor. Bun. Știindu-l, deci cunoscându-l ca persoană, când a fost, știind de la întâlnirile alea care au spus profesionale, extra-profesionale, de la o bere cu grupuri de profesori care scriau și ei care citeau, vorbeau despre literatură, nu despre altceva la bere, berea era un pretext să fim împreună, să discutăm, așa. Când am scos demnitatea, primul om la care m-am gândit să coordonez o pagină fără bani. Așa. Cultură. A fost domnul Popa. I-am promis și a propus și a acceptat. Și așa am început această colaborare și ne-am cunoscut foarte bine. Ne-am cunoscut mult mai bine. Da? Într-o activitate dincolo de catedră, în care, mă rog, ne vedeam fiecare, știa fiecare despre el, la o persoană onorabilă, respectabilă, mă rog, că își face meseria, că știe meseria, și așa mai departe, ne respectam profesional, dar acum am intrat în zona asta la altă, la demnitate. Am mai dat peste ea să am donat material mai mult. E important pentru că în 90, dacă vă aduceți aminte, marile cotidiane ale țării nu mai aveau învățământ și cultură. Atunci aveai ce ai făcut în ultimii 5 ani. Bomba, explozivii ăștia care sunt acum la televizor în fiecare seară, explodează o nouă știrea bombă, dezvăliri senzaționale, așa cam era. Asta cu cultura a se dusă, să nu mai era nicio pace. Noi am făcut. Ei, trebuie să înțelegem compatibilitatea asta despre care vorbesc, că ne-a dus în situația în care, nu știu, probabil presupun că nu știți, nu știe multă lume. Tocmai, dar nu știe nu că e vreun secret, ci pentru că lucrurile profunde sunt acolo unde trebuie să fie, nu pe toate gazele și nici nu știu dacă interesa pe cineva, dar la discuție ca asta, mă rog. I-am cununat fica, unica. Acum 15 ani. Deci avem o relație dincolo de una de servicii. Asta nu înseamnă că stau toată ziua la dumnealui acasă sau că dumnealui stă toată ziua la mine acasă. Vedem fiecare de viața noastră, de treaba noastră, de... Bun. Da, e o măsură a alegerilor, pentru că a ales faptul că alegerile acestea sunt o măsură a unei afinități. Afinități. Asta vreau să spun, că este profundă. Nu e o conjunctură că am avut niște interese, că mai eu așa, și interese. Nu am niște interese. Am avut ceva ne-a unit. Ne-a unit și altceva. Suntem naturi complementare. Dânsul este o ființă mult mai retractilă, mai sensibilă. În sfârșit, nu știu, mi-e greu să definez chestiunea asta. Dar, în orice caz, a fost și condiționat de anumite chestiuni de sănătate din tinerețe, să încerce să evite confruntări, dispute și așa mai departe. Și un om așa cum îl știe toată lumea, că deja
Îl știe toată lumea. Așa? Și eu sunt mai expansiv, mai dinamic, mai în sfârșit. Dar am recunoscut întotdeauna și nu numai că am recunoscut, dar asta a și fost ideea. Un, domnul Popa nu a fost niciodată conflictual, de-aia vă povesti pe aia cu inspectorat. Voi dacă la Revoluție, toți ăia care schimbau pe toți, da. Pe ăsta n-au vrut să-l schimb, da. El voia să plece și aia ziceau că lasă, stai acolo. Deci, nu a fost om conflictual. Era important, mai ales că nu plătea. Să fie unul care adună oameni, nu unul care îi încaie. Da? Vor avea această calitate, pe care o știam precis, din ani de activitate profesională comun. Nu după părerea mea, ci după o părere unanimă, public, atunci nu s-a exprimat nimeni. Da. Poate după ce a plecat o fizică unul ceva. Sei. Treaba lor. Da. Dar oricum, plecând, deja a luat mavea să zic. Da? Deci opțiunea a fost de natură pridigne, orice contradicție. Bun. Deci un om care adună prin felul lui de-a fi. În al doilea rând, este eu fiind mai inovativ, așa să zic, sunt oarecum mai inovativ, dar asta face și altceva, contribuie la altceva. Sunt mai puțin riguros când este vorba de opțiuni valorice, așa, și umane și literare, sunt mai dispus la compromis. Că... Da. Mai dispus. Nu intră. Bun. Nu. Și atunci e foarte important. Da. Să știu că este altcineva care este mult mai riguros, mai exact, suntem pe aceeași lungime de undă, avem aceleași valori în care credem, vrem să facem aceleași lucruri, dar este o persoană care are sistemul de valori mai riguros și care îl aplică cu mult mai riguros decât. Da. Și atunci asta am făcut, deci eu aș fi coborât nivelul revistei în multe situații, din motive subiective, da. Aș fi făcut compromisul și aș fi coborât nivelul revistei. Sau ar fi fost cu multe situații valorice așa. Dar domnul Popa e consecvent și aplică riguros principiile cu care suntem de acord toți. Și atunci asta a fost decisiv pentru nivelul revistei. Pe de altă parte, activitatea dumnealui publicistică din anii 80, de la RAM, de cronicat, deci prezență constantă, a dat o notorietate foarte mare și care este verificată, deci poate mi-o fi mie drag așa să zic de finul și atunci hai că, dar am argumente de natură strict obiectivă, cum ar fi, de exemplu, cărțile personalităților care vin din toată țara pe adresa mozaicului, domnului Constantin Mepopa. Îi interesează punctul de vedere al domnului Constantin, criticului Constantin Mepopa. Da? Și ăștia
multe dintre aceste nume sunt personalități de recunoaștere națională. Deci, dincolo de ce cred eu, mi se pare, vreau să spun, am acest lucru, care este acest fapt, care este obiectiv. Da. Și care mă întărește în credința mea că această asociere este foarte bună. Mă rog, și atunci am rezolvat, am putut discuta fără să avem vreodată conflict. Iată, în 25 de ani, din 90 până acum, au trecut atâția ani, aproape 25 de ani, că se termină 2014, așa, 25 de ani de când am lucrat cu scrisul de la Demnitatea Mozaicu și la editură. Prima carte a editurii a fost o carte a domnului Constantin Mepopa, cu E frică de comentariu literar, care propunea o revoluție didactică de predare a literaturii, în care să dispară comentariile alea pe care le învățam pe de rost, și domnul Popa a propus o metodă aplicativă așa de lucru individual, cu fișe, cu așa, care n-a avut niciun succes de piață, pentru că toți vreau să-și cumpere comentariu, gata, făcut, nu vreau să facă un comentariu. Și ca atare, n-a fost un succes de piață. Dar a fost o experiență pe care am avut-o împreună și la activitatea editorială. După aia nu am urmat că am scos cartea dumnealui despre Marino, că am urmat cu relația cu Marino, cu cărțile, și care se baza și pe relația, inițial pe relația cu domnul Popa. Pe urmă a fost Mozaicul, în care de la primul număr, domnul, de la apariție, în problemele de sănătate pe care le știm cu inima, că din tinerețe și drumul până la Pâșfin, până în zilele noastre, e o aventură, așa, nu a putut să meargă așa des la Cluj. Da, relația rămânea, domnul Marino scrie scurt, după cum se știe și din cărticica pe care a scos-o scrisor din Cetatea Cutării Turmei. Și aici e ceva care arată utilitatea acestei asocieri, dar care vine, cum spun, din ceva mai profund decât că ne-am gândit că e oportun. Păi, multe sunt oportune, dar nu poți să-l suporți pe ăla și atunci să duce oportunitatea, să-l lași bază și te desfaci. Dânsul a păstrat scrisorile și a putut să facă o carte cu scrisorile domnului către, în care e vorba, sigur, de aparițiile editoriale la Craiova, de revistă, de în sfârșit. Domnul Marino, cu această deprindere, comunica și cu mine cam la fel. Eu n-am păstrat scrisoare. Da? Că dacă e și prea hiperactiv așa, pierzi o grămadă de lucru. E, domnul Popa le-a păstrat lucruri care rămân folositoare pentru construcția noastră, fiindcă acolo sunt mărturii incontestabile despre relația domnului Marino cu Craiova, cu revista Mozaicu, cu grupul de intelectuali din jurul acestui lucru. Sunt mărturii importante. Da? Deci, a făcut un lucru foarte important. Și așa mai departe. Deci, cred că este, merită povestea asta lungă, scurtată și păstrată, într-un fel, dacă aș putea să o fac așa, pentru o idee care cred că iarăși ar fi exprimată de toată această poveste. Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă. Tot am învățat cuvântul echipă, să facem echipă, să lucrăm în echipă, dar nu face nimeni nicio echipă cu nimeni. Și asta e foarte rău, fiindcă nu se poate. Nimeni nu e mai deștept decât toată lumea. Deci, capacitatea de a face echipă, asta e un merit extraordinar, pe care trebuie să-l învățăm. Și iată că s-a putut 25 de ani să fiu cu domnul Popa prieten, că și ai trecut prin toate chestiile astea, nu putem să spunem că nu suntem prieteni. Așa?
avem niciun conflict niciodată, dar nu asta e important. Important e că a rodit. Deci are un rol foarte, cum să spun, capital. Fără dânsul, nu ar fi ieșit. Cocpitor, ca să zicem așa. M-am notat să mai uită și asta leg imediat de ceea ce să vă lăsa pe de echipă. Eu mă gândesc că am sens mai larg în alte comunicare. Asta m-am și gândit, de fapt, puțin m-am recunoscut în noastră un foarte bun, acum, apropo de limbajul ăsta, se spune comunicator, dar comunicator nu văd în sensul numai cel care spune, care și ascultă și care, că și noastră sunteți păi într-un fel. Comunicare, dacă nu asculti, da, ce să comunici? Sunteți de asemenea un non-conflictual, totuși. Asta înseamnă faptul că vorbiți cu oricine, adică puteți vorbi cu oricine și nu în sensul dincolo, sigur, simplă politețe sau simplă, nu, iar că aveți, asta e comunicat. Asta e remarcabil, cu oricine sunt de vorbă de ajuns de despre, aveți ce vorbiți cu fiecare. Mai atent. Da. Dar să știți că, așa cum spuneți, asta mi se pare o observație importantă, nu că se referă la mine. Da, și pentru că, da, iarăși e ceva care ar trebui să se exact, învățăm cu toții. Da, tu aminte. Dom'le, de la orice om ai ceva de învățat. Eu asta am plecat la... De fapt, asta nu-i ideea. Că am comunicarea, am sentimentul și eu mă suspectez că vorbim și asta undeva am luat-o și... Da, Corina mi-a dat o carte, se numea Comunicarea Non-Agresivă în șir. În momentul când mi-a dat-o, am zis, bun, dar eu nu vorbesc agresiv, de exemplu, adică nu. Citind acolo ce înseamnă, de fapt, despre cum vorbim și totuși, în celălalt cuvinte, neglijenți, de fapt, neglijenți, prin neglijența de a vorbi, celălalt poate să fie rănit fără să știe. Oprit, blocat, să comunice la rândul lui. Da, încerc să fiu mai atent la ceea ce spun. Și încă mi-e greu, deși sunt conștient de asta și încerc să... Acum e și asta o chestiune și de temperament. Că și asta e adevărat. Nu? Dar suntem expansivi. Exact. Dar asta a remarcat asta. Și observ că simte, asta se simte, părerea mea că este nevoie de un element, că multă lume vorbim foarte mult, însă comunicarea este în bună cază suferindă. Și de asta apreciez la noastră că aveți această, e un dar, este o chestie pe care vi-o cultivați sau vi-o puneți accent pe ea acum. Nu. În primul rând, moștenesc pe mamă, care era o persoană care reușea întotdeauna să aibă în jurul ei o mulțime de persoane cu care vorbea tot felul de lucruri. Veneau să se sfătuiască cu ea, să-și dea cu părerea. Oameni străini, care nu știu. Așa. Și avea și o vocație, așa, hai să nu zic, de a filozofa, dar de a scoate învățături din ce se întâmplă. Nu trăia pur și simplu faptele și gata. Trecea prin mintea ei și încerca să transforme într-o învățătură, experiența aia și pe mă avea și plăcerea de a... Că în fond e o plăcere, o bucurie de a comunica cuiva dacă ai ajuns la... părere care crezi că merită împărtășită. O dată. În al doilea rând, am trăit în inițial, în copilărie, am avut am trăit într-o familie și într-un mediu înconjurător modest, cu oameni simpli. Și am fost învățat de mama că se respectă. De exemplu, vârsta. Că se respectă sexul. Adică sexul opus, da? Doamna Popescu trebuia să o respect pentru că era o doamnă de o seamă cu mama. Probabil avea 4 clase, nu mă aduc aminte, da, era doamna Popescu. Și atâta trebuia să spun o singură dată aia, nu știu ce făcut, că
că primeam un dos de labă peste bot imediat, fără comentarii. Mă gândesc eu singur așa să-mi dau seama că dacă nu mi-a explicat, dar mai trebuia să mai iau una dacă mi-a explicat, ca să-mi spună că aia este doamna Popescu care e de o seamă cu mama ta. Da? Și am învățat să respect. Și pe doamna Popescu, și pe domnul care era căruțaș, și pe toată lumea. Al doilea lucru, am avut o șansă extraordinară. Am trăit în preajma la doi oameni care nu au avut copii, care unul fusese moșier, îl chema Radu Vișoreanu, și care a ajuns Vișoreanu, cu doi de ei. Așa? Și care ajunsese expropriat așa, până la urmă și-a luat o căruță cu doi cai și căra la depozit, după care au ajuns la concluzia că exploatează camionul ăla și au luat și camionul cu doi cai. Și atunci ăla s-a închis în curte, era cu doctorat în drept la Paris, s-a închis în curte și a zis, am ce să fac, nu știu. Ce să mai fac? Dacă mi să fiu căruțaș, nu pot. S-a închis în curte și a lăsat barbă și la un moment dat când s-a terminat povestea asta, nu știu, și a venit așa și a spus, nu contează părinții ce au făcut și contribuția care o aduce fiecare la dezvoltarea societății, așa, și a ieșit prin pușcărie în șer, domnul Vișoreanu s-a dus, a dat niște examene și a fost profesor de engleză, că știa franceză, engleză, germană, vorbea perfect, cred că și la Carol. Așa. Vreo câțiva ani a murit după aia. N-aveau copii. El și cu soția lui. Și eu mă duceam, că era crescător, trăia din crescutul porumbeilor. Și eu mă duceam copil acolo și m-a învățat ceva franceză, mi-a dat cărți și am mai văzut ceva la el și la încă un domn, Dan Georgescu, care era nepotul lui paleolog, că și el e de fapt din familie Georgescu. Da. Așa. El era nepotul lui paleolog, tot așa expropriat, care trăiau în curtea casei, le lăsa să spălătoria. Deci luase rădita mai casă aici pe Nicolcescu, prima casă de pe Nicolcescu era lor, să se expropia și lăsat să locuiască la fosta spălătorie. Un sfert, o treime din asta. Care tot așa. Ei, la oamenii ăștia veneau la porumbei, oameni de crescători de porumbei erau de toate felurile. Șoferi, căruțași, coșari, directori la electroputere și așa mai departe. Și la catele lor, ei fiind mari crescători, oameni educați care și porumbei știau să-i crească după carte, la urcări de liste din Belgia, erau mari crescători, s-adunau. Și mă duceam și eu copil pe acolo. Și acolo am învățat lucrul ăsta. Adică l-am învățat nu că m-am dus să învăț. Nici ei n-au zis, băi, tu să înveți chestia asta. Și am văzut că amândoi acești boieri cu doctorat în străinătate, așa, toți ei erau domni. Și căruțașul, și coșarul, și cine a fost. Și deși erau și atunci restricții și criză, când venea doamna Irinel să trateze pe toată lumea cu o dulceață, cu un șerbet, cu o bomboană, aceeași bomboană era pentru toată lumea. Fie domnul director de la Electroputere, fie domnul Coșar. Taximetrist, era Busuioceanu, stătea în două case mai la vară. Șofer de taxi. Și atunci înveți lucrul ăsta. Domnul Radu mă învăța franceză pe mine, Coșa nu mai învăța franceză, dar explica cu porumbei, cum e în Belgia, cum nu știu ce, cum să împerechem, cum să facem. Domnul Dan Georgescu, la fel.
m-a corectat și m-a învățat că nu se spune Edgar Poe. Tu ce mai citești? Păi eu citesc pe Edgar Poe, nu se spune Poe. Așa, bun, dar fără să mă jignească, fără, deși eram cu pantalon scurt și un copil așa acolo. Da, da, asta ai citit, uite, ia cartea asta, cum ți-a plăcut, vorbea cu mine. Și mă tratam ca și când eram și eu un domn, precum Coșarul sau domnul director de la Electroputere, chit că eram un copil. Și adevărat că îmi spunea nucule, dar... Da, respectul era similar. Iar nu am văzut niciodată, la oamenii ăștia am văzut această chestiune, în care doamna Inel spunea, bine, păi să vă tratez cu o dulceață. Da? Sau un gurită de șerbet. Nu? Șerbetul în gurită, în pahar. Păi nu exista vreodată să spună să vă tratez cu un șerbet. Și domnul Dan sau domnul Radu Vișoreanu să nu spună Irinel, vrei să te ajut? Irinel nu vrea niciodată să o ajute, că nu avea la ce să o ajute, să ne aducă 6 cești de cafea, da, care dacă dădea cafea la domnul Coșar și la domnul director, îi dădea ajut domnul Nucu. Tu bei cafea Nucu. Da, eu beam și eu, bă, bravo. Așa, domnul Nucu o cafea. Dar domnul întreba, vrei să te ajut? Și doamna îmi spunea, nu, că n-avea cum să o ajute, sunt amândoi de tavă, ce să fac. Și dacă am văzut așa ceva, de la Mahalaua în care am crescut, în casele boilor pe care i-am văzut, mie mi se pare normal, bine și nu cred că trebuia așa. Iar pe scară, când m-am mutat la bloc, am stat cu domnul rector Nicola Tiberiu Nicola. Și vreau să spun că domnul rector Tiberiu Nicola, secretar al Comitetului Județean de Partid cu Propaganda, când n-a fost rector mai înainte, a fost secretar cu Propaganda și pe urmă a fost rector, un rector respectat și estimat, după câte știu eu, când cobora pe scară domnul rector sau domnul secretar județean cu Propaganda și femeia aia a spălat scările, totdeauna Tiberiu Nicola spunea tare să rumână cu femeia de serviciu care spăla scările. Și eu am văzut că nu i s-a întâmplat nimic al Nicola din cauza asta. Nu a făcut cocoașe, nu i-a căzut dantura, nu i s-a întâmplat nimic. Foarte frumos. Și mi-a plăcut felul ăsta. Acum, nici nu am ce regret. Pe urmă, așa mi-am adus aminte, că mi-a spus doamna Tuțescu, sora domnului Ion Zanfirescu, la liceu. Am ținut și eu minte pe acolo două, trei proverbe. Mare lucru, și alea două proverbe latine, din care unul în românește și unul în latinește. Ăla în latinește, l-am ținut minte cu azi, era în un cap ad musca. Da, adică, domne, să-ți propui obiective serioase. Vulturul nu prinde muște, sau cam așa. Și îmi pare rău că l-aș căuta, dacă l-aș găsi, l-aș învăța acum în latinești. Am ținut minte pe românești. Politețea nu costă nimic, dar spuneau latini. Cu ea poți cumpăra o lume întreagă. Mi s-a părut extraordinar. De adevărat. Și ce am văzut eu, era mai mic, ajunge la liceu când vizitam pe domnul Vișoreanu și pe domnul Dan Georgescu. S-au stins, firește, amândoi. Iată, au lăsat urme care nu se văd. Sau se văd fără ca să cineva să treacă. Dar eu știu că fără ei, eu n-aș fi putut să vorbesc cu domnul Marin. Pe care ați învățat practic democrația, m-am întrebat, de acolo e prim exemplu de democrație în fond, adică de această, sunteți un democrat, să zicem, cultivat, care era alt sistem, era altă valoare, dar deci, domnule, dacă avem examen, adică dacă alegem director de școli sau de spital, păi noi alegem director de spital, deci trebuie să ai calități pentru asta. Acolo alegeam Columbofit, trebuia să ai calități de Columbofit, nu conta că ești tu director la Electroputere. Da. Fiindcă porumbii Coșarului erau concursuri, da, naționale, da, și internaționale. Și Coșarul bătea pe domn director, asta e situația, porumbii, veneau mai repede la ala. Păi ce să facem?
Să dăm concursul, domnule, aranjăm la partid, așa că să câștige toți și director, că nu putem să-l lăsăm pe coșar. Nu! Vedeți, asta au, chiar îmi place cum se potrivesc apropo de întâmplării. Îmi notasem aici, apropo de... Spuseați mai înainte, apropo de grădinar și de scriitor, că se naște și grădinarul cultivă. Pe de altă parte, totuși, grădinarul face sămânța, dacă sămânța nu neapărat cu dirigează, nu e ăla, că era un rus care... Așa, dar e și acel timp de a selecta, de a pregăti soiul. Până la urmă, totuși, asta era un aspect grădinarului, dar totuși, și de atunci acum, când spuseați cu cultivarea, totuși pregătești ceva. Scoți ce mai... Păi, mă scuzați. Ca să obții mai bun. Mă iertați. E un exercițiu acolo care atunci era involuntar, dar cumva el rămâne. Intră în zona aia de urme care te conduc chiar dacă le uiți și tu. De exemplu, să fii crescător de ceva, de porumbei, de capre, de orice, așa, păi presupune un set, un anumit comportament și un set de activități și de învățătură. Nu poți să fii crescător după ureche. Da. Să învață, trebuie să respecti reguli, mecanisme, să urmărești, pentru că a fi crescător înseamnă că în generații produci un rezultat. Da? Deci, eu, de exemplu, ajutam și o spun cu mare bucurie și că a fost o mare onoare, era o mare onoare că eram acceptat ca și copil pe acolo și am învățat meserie. Eu am fost colombofil cu diplome, câștigat concursuri. Îi ajutam și eu pe acolo, domnul Vișoranu, dacă nu ieșea la piață, eu luam bicicleta, mărceam, cumpăram grup, porumbii la duceam, mă duceam cu porumbei și le dădeam drumul, îi antrenam la lansări și așa mai departe. În schimbul acestui lucru, eu primeam pui de porumbel, pentru că n-aveam bani să cumpăr porumbei. Erau porumbei de rasă, costau destul de mult, n-aveam bani. Și atunci ei îmi dădeau pui. Cum îi dădeau? Îmi dădeau pui. De ce? Pentru că e firesc, dacă vrei să verifici o pereche, dacă obții de la ea ceea ce crezi tu că obții în perechin, pe la cu calitățile alea, cu ălălalt cu calitățile alelalte, trebuie să verifici în timp. Da? Și atunci e ca un stand de probe, așa. Generație de generație. Și atunci el nu-și poate permite să țină atâția pui în crescătoria lui. Mă înțelegeți? Și atunci îi dădea lui Niculeț. Niculeț, băi, bă, uite, m-a ajutat, mulțumesc frumos, ești un băiat drăguț, ia și cartea de franceză, ia și pe Edgar Poe și ia și pui ăștia. Sunt ai tăi, dar cu condiții. Primul an îi zbor, cum spun eu. Și atunci el trimitea la zbor 10 pui din familiari. 4 de la mine, pe care îi țineam eu pe mâncare și îi antrenam și asta și 6 de la el. Sau la alții, 2 de la altcineva care îi mai dăduse. Și vedea din 10 că îl prinde ploaia, îl prinde un uliu, da? Sunt accidente. Poate erau deștepți, dar l-a luat uliu. Și tu ce concluzie tragi? Niciuna. Deci trebuie să ai un lot mai mare cu care să experimentezi. Și înveți reguli, înveți metode, înveți să le respecti. Fiind crescători de porumbei, da, dar cu crescători adevărați, care sunt crescători, știu reguli, nu după ureche au și niște porumbei, asta acolo îți dau de mâncare, sau niște capre prin bătătură, le dau de mâncare, le dau apă și le bat. Și formă și te are capre. Nu merge așa. Nu merge nici la scriitori așa. Da? Ei, publicii, încurajez, unii să lasă, altele să mărită, alții... trec, fac altceva, să ocupă, să câștige bani. Nu pot eu să-l fac scriitor, pot să-i fac ce aș face. Are talent, dar, de exemplu, am ce să vrea bani. Sau să însoară cu una care îl pune să facă bani. Și atunci se mută de la literatură la asigurări. Umblă să vândă telefoane mobile, să facă asigurări, să nu știe câte vine acasă, nevastă îl întreabă câți bani ai bă.
Am arătat poeziile tale cu toți. Și eu s-a dat. Sau și că scrie altă dată. Altă dată nu mai vine. Fiecare el joacă acolo ca și porumbelul, ca și aia. Și antrenorul contează și jucătorul. Îmi place extraordinar, dar chiar să vă spun, sunt pasionat de cum se leagă pe chiar din ceea ce spuneți, ce notați. Vreau să vă întreb, acum ați spus să vă rolul soției, să zic, soției poate fi și invers, da. Adică al partenerului de viață. Da. În ce măsură este una? Al doilea, când amintirea de doamna Bote, această prezență discretă, dar care, constructiv, care discretă pe o forță, pe o capacitate. Povestind de ziua, de asemenea mi-am adus aminte. Rolul este foarte important. Da. Și mi-am adus aminte, de exemplu, și la, ce mi-a plăcut mie, citind din Goma, când descoperit după anii 90, prezența soției despre care îl vorbește, ea este mereu discret, este Ana, mașinile o cheamă Ana, adică pe undeva, ea care, mă gândesc, viața ei practic și-a sacrificat-o într-un fel. Am primit chestia asta în cazul domnului Marino. Eu i-am propus să-i public simbolismul românesc. Și am zis, doamne, știți, uitați, când reedita la domnul Marino acolo, și uite că... Și doamna Bote a dat acest răspuns pe care l-am scris, nu mai știu, prin mozaic, cu pinari, prin cel de acolo, pentru că mi s-a părut emblematic. A spus, Adrian este mult mai important decât mine. Am învățat la calculator ca să îl ajut să-și termine opera. Iar ca să îmi public lucruri pe care am zis și Beșteliu, care am mai propus să-i editeze. Eu nu mai am energia și timpul ca să aduc la zi bibliografia așa. Când l-am făcut eu, era o bibliografie centrată pe spațiul francezesc. Acum este anglosaxon. Eu nu mai am energia necesară ca să revizuiesc toată povestea. Și ca să vin cu ceva care eu o fac acum, pentru că omul a murit și soția a fost de acord și asta e. Dar eu nu am suma. Și doamna a spus la fel. Deci, nu am energia și timpul, nu mai am ca să înresc eu acum a scrie altfel carte. Adică m-a rugat și îmbunătățit-o, mai schimb banii, și nu mai am acest timp și pentru că Adrian este mai important decât mine și trebuie să-l ajut să-și termine opera. Și învățase la calculator și culegea și învățase să redateze cât de cât, să așeze în pagină, să lucreze acolo ca să poată susține. Și chiar și asta am spus, totuși trebuie să ne imaginăm că acești oameni s-au căsătorit, îmi pare foarte rău, am avut un mare proiect acolo, am vrut să fac ceva, dar din păcate n-am făcut și îmi pare rău. Gândiți-vă că după ce s-au căsătorit, Marino venind din pușcărie, în răgazul dintre pușcărie și Bărăgan, s-au căsătorit. Și au urmat 7 ani de Bărăgan în care au stat separat și în care scrie în viața o pomenește extraordinar, deci episodic, Lidia, ea mi-a dat cărțile, ea mi-a făcut, deci extraordinar de puțin și am avut ideea de a scrie, fac eu așa, de-astea, niște povestiri inspirate din realitate totuși și am zis că, deci, cum să spun, am zis că a fost un cuplu care ar merita o legendă. Și am vrut să iau punctele alea și să o consult pe doamna, fiindcă am mai vizitat-o după asta și mi-a dat poze, am și făcut un număr de mozaic, mi-a dat poze, m-am dus prin oraș, am scanat, așa. Și să îi propun să povestească versiunea dânsei. Da, când v-ați dus, da, când le-ați dus cărțile, adică eu doar să o provoc și
să leg cele două întâmplări, fără să-i spun că neapărat ce vreau să fac. Da, da, da. Așa. Din păcate, doamna acum nu mai este într-o stare sufletească suficient de bună ca să poată să... Și eu am întârziat. Am pierdut, trebuia să... În anul ăla când am fost de-am luat pozele, atunci trebuia să mă fi dus, pentru că, bine, și după ce a murit domnul Marino, m-am dus și eu să iau poze, că special pentru asta. Așa, și să... Așa? Vorbea despre domnul Marino ca despre un sun. Mai notasem aici... Deci foarte important este. Partenerul cel... Partenerul. Care, da. Care nu trebuie neapărat să fie. În cazul domnului Marino, era de profesie, înțelegea ce face și susținea cu asta, până la jertfa de sine. Da. A început cu jertfa să fii fidelă unui bărbat timp de 7 ani care e un bărgan și pe care îl vizitez o dată pe an, că nu-i dădea voie să ducă așa. Și până când moare, ajutându-l să-și facă opera. Da? Pe de-o parte. Da. Există și alte posibilități. Nu neapărat. Da. Dar să-ți înțeleagă interesul, pasiunea și să, să-l sprijine, să fie de acord. Să... Da. Da. În sfârșit. Noi, în general, destul de greu reușim să facem echipă și în 2, și în 4, și în... Mai greu. Asta are de cum reușim de la câte de echipe. Îmi plăcut un lucru la un dat, că și am spus să reținerea când, să la un dat, chiar dacă ai dreptate, că era în relația, și îmi povestea despre Marino, chiar când ai, când știi, simți bine că ai dreptate. Și totuși consider că pentru binele momentului și al proiectului, să te reții din această, mi se pare un lucru important, foarte important. Eu vorbesc de mine, simt orgoliul ăsta de a avea dreptate. Ne încearcă acest... Câteva lucruri pot să vă dau, apropo, că n-am contrarit niciodată. Unde dânsul scrie domnului Popa, sau mă rog, nu mai știu pe unde a citit așa, dar spune undeva așa, cum mi-a propus dânsul să facem revenirea în Europa. Nu e adevărat. Dar sunt convins că nu din orgoliu. Da. Pur și simplu, eu m-am dus, eram cu ăsta și mi-a venit ideea asta. Și am propus, am zis ce zice de a face a... Și imediat, nu numai că a cuplat la idee, i s-a părut o chestie foarte necesară. Aveți cartea asta. Cred că ar trebui într-o bună zi să o reedităm. Așa. Pentru că, lăsându-l pe Iliescu, care nu vorbea despre spațiul euroatlantic, am zis, tot scris eu pe unde am scris, cuprinde autori de la Doina Pornea la Petre Roman. Pentru că Petre Roman, eu prima dată am auzit cu opțiunea asta pentru spațiul euroatlantic la Partidul Democrat în gura lui Petre Roman. Iliescu nu avea asta. Deci n-a intrat în calcul. Și atunci se vorbea foarte mult. Că este vorba despre ce a apărut în presa noastră din 90 până în 95. Timp de 5 ani, că atunci a apărut. Și domnul Marino a cuplat imediat la idee, de-aia spun. N-are importanță, că în fond, până la urmă, importantă e cartea, că există, nu că cine a avut ideea. Și oricum n-am făcut-o. Sau eu am făcut ce am făcut. Ideea, așa, m-au avut erorii, dar intră la alea care nu se văd. Important e rezultatul. Rezultatul e cartea, indiferent cine a avut ideea. Așa. Și domnul Marino imediat s-a părut așa și spune, da, foarte bun, stai așa, așa. Și a intrat în biblioteca dumnealui, unde, nu știu, care a fost Ileana Petrescu, Budică, așa, și a luat dosarul. Pentru că dânsul, când citea, avea o viață, am mai folosit, nu știu dacă aș ști, ca să nu mă repet, avea o viață, își făcut să, pușcăria l-a făcut să se mute acasă ca la pușcărie.
Adică nu știu dacă înainte de pușcăria, da? Dar aveam un program foarte strict. De exemplu, eu știu, sâmbătă citesc revistele literare. Eu nu citeam. Da. De ce? Pentru că îi dădea o panoramă despre mișcarea culturală din țară când citea tot ce a trecut în săptămâna. Pe când una acolo, numai doi. Decupa articolele interesante și le avea grupate pe masă. Deci, în momentul în care eu am lansat ideea, dânsul a spus, o idee excelentă. Eu am plecat în 4 ore, am stat acolo cu cine ai fost, că nu plecam singur până atunci, că mi-era și urât, așa, mi-era urât să dau singur de mașină. Așa. Și am început să selectez. Avea treaba într-un dosar. Andrei Malu. Avea 7 articole. Am selectat 3 dintre ele. Și așa mai departe. Petre Roman, tot. Nu. Cu Europa. Da, normal. Da. El avea tema Europa. Subiect, nu era că așa că revenirea. Nu. Da. Așa. Încă nu a apărut mozaicul, da? Da. Și am plecat. Am plecat. Bun. Acum trebuie să ne închipuim că în modul cel mai firesc, după ce noi ne-am apucat să culegem, să facem pe vremea aia, cred că era 286, cine știe ce mai fi fost în 94. Da. Așa. Da? Și ne-am apucat să facem așa. Bun, am făcut ce am făcut. Păi vă dați seama că prima dată când m-am dus, n-am mai fost mulțumit. Că între timp a mai apărut nu știu ce, a mai găsit nu știu ce, pentru că omul mi-a dat prima dată din primul... Da. S-a început să gândească. Exact. Temele, ideile, capitolele alte. Și a început să schimb. Da. Și pe urmă, la un moment dat, îi scria domnului Popa că cartea nu mai apare. De aia nu apărea din cauza că dânsul mereu schimba. Da. Și era o tehnică, era tehnică, era o... Așa. Da. Și e adevărat că s-a și îmbolnăvise Ilana Petrescu, nu știu ce, am aflat, nu știu ce, dar foarte atent și foarte... Da. Să vedeți cum scrie prin prefețe și potrește. Da. Și acum, eu, apropo de supărat, și eu trebuia să mă supăr. Că ce? Păi că omul acesta lucra ca să optimizeze cartea. Da. Și că de ce a zis că din cauza mea? Păi și ce? Asta era important. Nu era important deloc. Era important că lucra pentru carte, că n-a abandonat-o. Deci un an de zile, atot eu îi trimiteam ceva cu poșta să vadă, că însul când citea și le vedea ordonate nu știu ce, mai trecea la capitolul ăsta la alt, mai scotea pe ăsta și îl băga pe lălalt, pentru că tot timpul se gândea la subiectul ăsta. Da. Acum, important, era important să zic, domnule, stai, eu am avut ideea. E extraordinar. Și dacă am avut o idee, ce? Cartea, asta e. Nici mai bună, nici mai rea, indiferent cine a avut ideea. Și atunci chestiunea asta, cred că iarăși ar putea fi educată. Într-o măsură oarecare. Învățându-i că toată educația se face și într-o măsură oarecare. Da? Pe ideea asta, că e important ce îți propui, ce vrei. Să vă spun eu dumneavoastră că nu știu ce, că n-aveți dreptate. Și să încheiem și să nu mai facem împreună treaba care era importantă. Important e să ai și cartea, o carte. Până la urmă e un lucru care chiar va trebui să le editeze. Dă măsura a unui timp și a unei epoci. Timp în care personalitatea oarecare. Și nu timp oarecare. În care, cum să de la Doina Cornea la Petre Roman cu ăsta, ziceți, că am fost lector la Cluj, Marga și alta, pun paleolog, ăsta, altul, scriu acolo cu triburile, cu Europa triburilor, cum și adică să vedeți ce dezbatere am fost totuși, pe care acum am pierdut busola. Chiar a fi... ar putea fi un fel de pildă dacă vrei să le spui la unii, domnule, cum e cu orgoliu. Bun. Puteam să am orgoliu să spun, domnule, dar asta e ideea mea. Da. Și eu cu ideea nu făceam.
Că nu aveam material, iar dacă mă apucam, mie îmi trebuiau încă 5 ani ca să descopăr toate ăștia și nu știu dacă aș fi ajuns vreodată la acest rezultat. Deci, cu ideea, nu reușeam mare lucru. Dar când am scos cartea și am lansat cartea asta la Caudeamus, la București, și la lansare a vorbit, păcat că n-am păstrat, că dacă eram domnul Popa sau altul, aveam acum documente foarte frumoase. A vorbit Ion Rațiu. A vorbit, ăsta a fost doar o vorbă, cum era, cu Prutean. A vorbit Alina Mungiu și s-a dat la jurnalul de la ora 8. La știrile de la ora 8. În maximum de audiență. Da. Păi iată că se satisface orgoliu prin rezultatul muncii. Nu prin care am avut ideea și eu am spus întâi, chiar vreau să fii copii. Da, da, exact. Din nefericire, foarte mulți eșuează, fiindcă orgoliu se declanșează înainte de a obține rezultat. Da. Și în loc să se bucure de rezultat, se bucură da. Că am vrut să fac. Ați văzut că răsitați atunci când ați moștenit pe mama. Ce a fost de la tata? De la tata am, ca să zic așa, cât am, spiritul ăsta întreprind așa, de acțiuni. Deci, bunicul meu, că moștenesc probabil prin tata, bunicul meu, fiind mic negustor, dar în orice caz, am avut casa și atelierul unde e acum cezul pe Lipscani, adică bunicul Crag. Am făcut parte din acea categorie de... Pe la Hovar, exact. De meșteșugari. Mi-am și făcut plăcere printr-o carte, am deschis chestia asta, casele ăștia, cum erau ele făcute. Că, de fapt, acolo m-am născut, în această casă, mai demonată, evident, de aici, după locuri. Erau în stânga, era tâmplarul Ghindeanu, în dreapta era Toma Plăcumaru, pe urmă era ălălalt cu ceasurile Stăstraveam, era ăla cu ceasul de făcea cu ochii așa, ceasul Nicanu, așa, peste două era... Știu ceasul atârnat... Era ăla, basul, care avea atelier de reparat instrumente muzicale cu fenomen așa, nu mai știu cum îi chema, în sfârșit. Deci, și bunicul a avut atelier de croitorie. Croitorie de case, de ăștia, țărăniști. Că, mă rog, era mai mult țărăni de afluente decât voi. Sau, mă rog, al lui era de haine țărăniști. Așa. Dar bunicul a murit pe la 42 de ani și a lăsat 6 copii. Vă dați seama, la 42 de ani, tata, care era cel mai mare terminat în liceu, iar el mai mic, cu mulții la vale, 6 și vedeți câți are. Și bunica n-a mai putut să țină magazinul, adică era în față, era magazinul cu vitrina, cu tot, în spate erau atelierele jos și în sus era locuință. Asta e un tipic acolo, foarte îngustă, dar era și locuință și atelier. Da. Sus locuiau, așa era locuința la toți, jos în spate, că de-aia era lungă. În spate veneau atelierul unde lucrau, acolo ce lucrau, plăpumii, întâmplărie sau ce făcea. Și în față aveau magazin. Da. Prăvăria și era, nu zicea magazin, avea prăvărie. Și atunci tata a trebuit să înțelupă școală,
normal. Făcea, era înscris la liceu economic, din clasa 10-a, 11-a, apropiat de terminale, da. Ar trebui să ducă să angajeze, să muncească, s-a înscris. Da, dar la ce fel, nu știu, dar problema aia cu liceu aproape terminat era bun de funcționat. Da. Angaja ceva pe acolo, să știi. Și pe urmă a venit 44, eu sunt născut în 47. Și era, s-a înscris la Chitel Petrescu, la socialist. Da. Da. Și pe urmă a fuzionat socialiștii cu, și a ieșit PMR, da, cu comuniști. Da. Și a ieșit PMR. Și pe urmă, tata și-a văzut în serviciul lui, că nu am mai avut. Casa a închiriat, bunica a închiriat acolo cât a putut, s-a restrâns cât a putut și a închiriat, ca să poată să crească 6 copii. Da. Și s-a terminat cu partea burghezo, da, care era urmașul burghezii. Da. Da. Și am ajuns copilul lui muncitorul cu chirie, că au plecat. M-am pus de acasă, l-am surat, așa, și am plecat în sfârșit. Nu știu de ce o și plecat. Am fost bunica prea dominantă și mama prea independentă. Asta e o poveste. Oricum, ar trebui inventată, că nu știu. Și am plecat și am crescut prin alte părți. Și am crescut în condiții foarte modeste, că n-avea decât tata servici, care nu putea să fie niciun șef, că n-avea. Nu e șef, tata, nu știu ce. Și noi, doi copii, n-am mai dat. El a tot trebuit să descurce, să facă, să așa. Și de la el era foarte activ. S-a înființat Institutul Miner și l-a luat acolo, nu știu cum l-a venit, așa, și l-a pus șeful serviciului administrativ. Adică, totuși, asta nu era nimic așa, s-a înfășit. Dar l-a luat de la înființare, că trebuia cineva să se ocupe, să facă birouri mobile, cumpărături pe acolo, să doteze, să aranjeze, că de-aia le trebuia. Că întâi era un director general, un inginer, șef care nu știe să facă și un director, un șef de serviciu administrativ. Erau 5 oameni prima dată s-a înființat. Și pe urmă, tot cu administrația asta, probabil că tăi el a moștenit de la bunicul, eu am moștenit de la el partea asta. Faptul că am ținut 25 de ani, pe mine mă face, mă mir singur. Acum totuși, eu eram profesor de română. Da. Și am reușit să țin 25 de ani o firmă. Mi se pare uluitor, nu vine nici mie să cred. Sau că Dumnezeu a avut, nu am două, țin minte că ați mai povestit apropo de prietenia din copilărie, ați povestit de doctorul Mogoș. Ați mai povestit, asta e un episod pe care vreau să-l, așa, după care să legăm apropo de chestia asta cu partea administrativă, experiențele de ziară, țin minte, ați atins câteodată, ca profesor pe care l-ați avut în diverse școli. Da. Să o luăm astfel de legă de prietenia, fiindcă se leagă de... Deci, eu m-am născut, cum am spus, pe la Bobaș. Da. La numărul 86 oricum nu mai există, că asta nu e nicio importanță. Da. În schimb, are importanță că peste drum, unde e acum ruina aia a fostului restaurant peste drum de universitate, deci da, în zona aia acolo peste drum, locuia Valer de la Cheză, care e un pic mai mare decât mine. El nu mă știe pe mine, că e normal. Da, așa e. Așa e. Da. Eu știu pe el. Da. Și așa... El îi făcea, nu că îi făcea, că nu știu eu dacă îi făcea sau nu, dar el era de-o seamă cu sora lui tata cea mai mică, care vă dați seama dacă era șasea, era o diferență între ei, nu putea fi de 6 ani, era de 2. Și care era cam de-o seamă cu Valer. Și eu știu pe deci.
Fale rare, câți ani are? 70, a făcut 75? Nu, nu știu. Are vreo 5-6-7 ani. El era adolescent, eu eram puștan. Da. Dar era un grup, ei de adolescenți, da, băieți și fete acolo, așa. Eu am cu mare admirație, evident, da. Și acum ne-am recuperat așa din istorie și am trăit acolo amintirile de pe strada noastră și suntem cu o prietenie legată de acel grebut. Dar despre ce vorbeam? La Mogoș. Despre Mogoș, da. Și au plecat dintr-un motiv pe care nu știu, așa au plecat, da, din casa aia și ne-am mutat pe undeva, nu știu cum îi spune acum strada aia, peste casa, nu știu, armata poporului, cutierie, casa unui colonel expropiat. Și de acolo ne-am mutat ca și chiriași în casa expropiată a doctorului Mogoș, care a fost o chestiune, un lucru foarte important. E unul dintre acele lucruri care lasă acele urme foarte importante care nu se văd. Adică, în primul rând, de acolo am devenit vecin cu domnul Vișoreanu și l-am cunoscut. Și am primit altă educație despre care asta e mai înainte. O dată. Doi. Familia doctorului Mogoș avea alt statut și alte standarde de viață. Deci, doctorul Mogoș era doctor, era albătrân. Că doctorul Mogoș albătrân, tata lui doctorul Mogoș, care apoi bătrân și el, așa, își luasă, el era fiul de tăran din Malul Mare, nu știu, a fost chiar bun, din clipul așa, dar în orice caz, a luat doctorat în medicină la Paris. Da. Și a înființat, era specialist în, a fost medic militar, specialist în chestii de-astea cu analize, nu știu cum se cheamă, știu. Și a înființat laboratorul ăsta de aici, în spatele uzinei electrice. Personalitate. Urmă a venit regimul, i-a luat, bine, ăla era laborator public, nu era, da, așa, l-a dat afară din armată, la, așa, s-a angajat la stat, dar era un foarte bun medic. Și și-a pus un mic laborator în bucătăria casei. Bucătărie era o bucătărie de casă, mai frumoasă, așa cum e, casa aia mai mare. O știți unde este, da? E pe colț cu Macedon, în spatele casei Pașarec. E destul de mare. Deci acolo ați copilat. Da. Da. Curtea ce? Da. Acolo m-am mutat la vreo 4 ani. Și până la 14 ani am crescut acolo. Urmă ne-am mutat la loc. Chiriași în casa expropriată a doctorului Mogoș. Da. Dar care casa aia are chiar la strada acolo, e construită în formă de U, așa. Are două camere despărțite prin glazon pe lateral și cu o sufragerie mare între ele, o cameră mai mare care le leagă și o parte din asta care e prelungirea lor, e un hol. Și noi ocupam două camere dintr-un lateral, da? Așa aveam și noi o fereastră la stradă. Deci, ne despărțeam nimic. O ușă. Da. Așa, care chiar e ușă. Și acum când am fost cu Danuș, cu fii, mi-am vis pe la el, și că tot era ușa deschisă, am arătat, uite, aici am uitat noi, aici s-a născut surul meu, care eu eram așa, și am povestit cum am moașa, cum am uitat, cum vreau să văd, așa. Și bun, și am fost important pentru că a devenit complementară această experiență, aș putea spune, cu experiența Radu Vișoreanu Dan Georgescu. Fiind doctorul Mogoș, având laborator, câștiga
totuși bine, în plus. Mai ales că era cel mai bun după din moment. Veneau toți la el, se duceau la stat, dar veneau la el aici să facă el. Că aveau încredere în el, era un foarte bun medic. După, de analize de astea. Așa. Dan avea pe Freulan, adică o nemțoaică care s-a ocupat de educația lor și învăța germană, avea pian, avea profesoară de pian, dădea la franceză, dădea la engleză, cam peste de unde stă domnul Pârgulescu acolo, deci pe Cilozul, un pic mai jos, a făcut o bucată mare cu tigra, așa, sus, așa, acolo era doamna de engleză, de franceză, se ducea la limbi străine, deci avea, da, plus de educație, mie îmi plăcea. Sigur, noi fiind până la urmă doi copii, doi băieți care suntem de-o seamă, eu un pic mai mare, cel că jucam fotbal și făceam toate prostiile împreună, dar când ieșeam acasă, eu în plus mai primea ceva din punctul ăsta al educației. Și atunci, era un model pentru, un reper pentru mine și un model pe care îmi doream să fiu așa. Dar iarăși se mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceva care mi l-a dat, nici n-aș fi știut să-l cer, dar acum sunt bucuros că mi l-a dat. Și anume, niciodată n-am avut invidie că el are și eu n-am. Era mare diferență între ce aveam eu, da. Ei mâncau un curte de exemplu și aduceau castronul cu ciotă, cu tot serviciu, cu tacâmurile puse ca la restaurant. Și eu aveam farfurii de tapă. Da. Și aveam niște furculițe pe acolo, dar cred că n-am spus cum am. Dar niciodată nu m-am gândit. Recunosc. Dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru asta. De ce mănânc eu pâine neagră pe cartelă și de ce mănâncă el pâine albă? Nu mi-a dat pingă niciodată. Probabil că nici acum nu-mi dă pingă. Nu-i invidiez pe nimeni. Da. Cu boare, ăla și eu n-am. Da. Nu văd niciun motiv de suferință. N-am avut nici atunci. În schimb, îmi doream anumite lucruri. De exemplu, am evocat și acum că nepoata mea m-a rugat să mai mă ocup de nepotul, strână nepotul, care este între a 8-a și a să mai facem, că place ăsta de vorbă cu mine acolo la română și să ne... Și i-am spus de astea, de exemplu, pare rău că n-am învățat destul de bine, dar oricum m-a impresionat, am ținut minte, n-am fost eu în stare să aplic chiar așa. De exemplu, am auzit la doamna Mogoș învățându-l chestia asta. Mamă, tu ești copilul meu. Indiferent ce ai face, oricum mama mie nu mi-a spus niciodată că indiferent ce aș face. Primeam una peste bot rapid, așa, nici nu spunea ce o să face sau să nu fac. Păi mă gândesc singur. Tu orice ai face, ești tot copilul meu. Și eu te apăr. Dacă ați te apăr, trebuie să știu ce s-a întâmplat. Da. Ce mai e? Da. Trebuie să-mi spui adevăr. Dacă nu spui adevărul, nu poți te apăr. Da, e un argument argumentat de foarte... Așa, practic. Și am trăit această experiență. Că ne-am prins cu mână. Bine, am băgat în cotețul porcului și am apucat să fumăm acolo și au văzut că iese fum și au aruncat mărâțele cu apă și dragă și da. Și are ce o părinți de acolo. Așa. Atunci, așa fumau aceea. Mama m-a luat imediat la educația clasei muncitoare, dup. Așa, fumez, de ce fumez, nu știu ce, unde fumez, de unde fumez, unde sunt țigările. Eu mă gândeam că sunt Zoia Cosmodemianscaia pe care m-au prins fașiștii și mă torturează și eu nu o să-i spun niciodată unde e Stalin. Așa. Mă schimb de ăla, bă, voi, dar l-ați petat. Mă, ia ținut discursul, mă, nu e nimica, da? Da. Păi, și ce? Da, unde le aveți? Sunt puțin adevăr. Ia, mă, nu mă omor. Lasă-l, doamna Marinescu, că le găsesc. Sunt. Și am dat acolo specialități, cum era problema aia, da, care cu filtru, Virginia, parfumate și de toate, care au o bună provizie de țigări acolo.
i-au confiscat. Așa, da, potrivit doctrinei, te-a spus tot, eu bătut bine, n-am pus nimic, degeaba l-a aflat, așa, făcut în sânge, da, da. Glas de cruce, da. Că nu spune, drept, așa. Ceea ce eu am luat-o de pozitiv. Băi, uite, de la asta educați. Mare lucru, să poți să aibă copilul tău încredere, să spună tot. Da? Eu nu m-am certat cu Dan, de exemplu. Băi, i-am luat pe tăia și n-am spus și tu, nici te-a bătut și ai spus. Eu trebuie să învățătura că da. E o chestie. Așa. I-am spus și acum cu... Pentru ei era pentru că până la urmă taică-s-o a făcut și nu, maică-s-a a făcut pușcărie, dar a făcut. A fost foarte instructiv experiența, foarte instructivă experiența de acolo. Fiindcă, la un moment dat, prin 50 și nu știu cât, au fost niște arestări așa, așa și a fost implicat și ei într-o chestie, mă rog, securitate, nu știu, propusă. Ceva. Și a fost arestat un grup. Și în cazul ăla, asta e un exemplu, o chestie extraordinară pe care am văzut-o înainte. Ea și-a asumat responsabilitatea. Că ea s-a dus ea în pușcărie. De ce? Că ea n-avea servici. Da. Dar doctorul era doctor. Da. Și atunci pentru copii era bine ca el să rămână liber. Da. Și a asumat ea. Și a dus în pușcării. Au divorțat. Ca să rămână el, da. Să poată să copii, așa, păsteze copii. Și când s-a expirat termenul, doctorul s-a dus cu trăsura, a luat-o de la pușcăria, a dus-o acasă frumos, așa. Și i-a crescut spunându-le că asta e foarte important, el a mai are o soră mai mare decât el, care s-a făcut tot chirurg. Deci voi, dacă nu aveți o meserie foarte bună de care să aibă nevoie și dacă nu sunteți foarte buni în meseria aia, nu aveți nicio șansă. Sunteți copii, una pușcăria și politici, da? Este minunat, ceea ce așa aș fost. Asta a contat. Până la Revoluție. Trebuie să fiți foarte buni. Au fost amândoi premianți prin școli, au ieșit amândoi chirurgi, oricum, femei chirurgi, foarte puțin. Marina Mugoș, fost profesor universitar la București, chirurg. Și știu că evoluția asta s-a produs mai intens după 90, că până atunci dosarul nu putea să dea doctorat, nu putea să naște ceva. Și, de exemplu, doamna Mungoș era, până la urmă, eram doi copii, doi prieteni, ne jucam împreună. Eram toată ziua în casă, hai să... Ne-am învățat, acolo a fost o întâmplare care m-a făcut toată viața. Să rămân cu o chestie așa, cu neluat, neprimit. El nu prea mânca. A unul care avea suficient de mâncare, nu mânca. Da. Și atunci, ca să-i facă poftă de mâncare, nu aș pe lucrurile. A venit să vedea mama și ne-a dat două boluri cu orez. Da. A mâncat orez cu lapte, amândoi. A mâncat și el, a mâncat și eu, a mâncat și a mâncat și el și am plecat, am mâncat fotba. Și l-am lovit în greznă, eu știu, l-am lovit, da, l-am dus să-l lovesc, l-am lovit. Și el a fost nervos, mi-a spus, dă-mi orezul înapoi. Dom'le, asta m-a afectat așa, că bineînțeles că mi-a fost să-i dau orezul, dar de atunci încolo m-a rămas cu frica asta, mă, domn Dobrin, pe urmă, și că m-a dat o bere. Mai bine îi dau eu o bere, că eu nu o să-i zic niciodată, dom'le, știi că ăsta vrea să o bezi, nu ar mai da niciodată. Dar dacă zice, dom'le, da. Dar așa, am rămas așa cu chestia asta. Așa, bine,
Da, se vede că. Da, vreau să spun că eram foarte apropiat de fapt, da. E, și am asistat la multe discuții de astea, nu le inventez pe ăștia. Da. Și de exemplu, când a fost să meargă la liceu, pentru că știau că vrea să meargă, să meargă la medicină, să înființați o SMC. Titulez. Da. Și în răstare să mergi la Carol și la Buzet, este o mare cu matematica și cu... Da? Tu dai la anatomie, la chimie și nu știu ce. Păi tu trebuie să mergi la ăștia. Ca să intri la facultate, cum da. Vă acces că erau admiterile atunci. Da. N-are niciun rost. Să mergi la Carol, să omoare aia cu matematica. Sau să fii, să ai complexe de inferioritate că da. Ești cel mai prost din clasă. Da. Sau, mă rog, din cauza că nu vezi că ești prost. Da, da. Că tu trebuie să înveți altceva. Alte priorități. Ai alte priorități. Da, 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 a fost băiatul premian, a învățat ce a trebuit, a intrat la medicină din prima. Și a fost o învățătură pe care am dat-o săptămâna trecută. Nu, bă, de ce nu duci la Carol? Ce vreți? Bune, da, bune, scopul e la Carol, dar de ce? Da, da. Și atunci am povestit de el, da, care uite ce carieră frumoasă a făcut, că a știut ce vreți. Voi vreți la Carol așa, că așa e trendy. Da. Trebuie fundamentată ca să folosești da. Iată opțiune. Bun. Deci a fost foarte importantă această prietenie. Și iată că, asta iarăși un lucru, că de-aia pot să fiu prieten cu domnul Popa, fiindcă pot să fiu prieten cu Dan de 60 și nu da. Știu câți de ani. Sunteți frați de cruci. Asta, corectă. Probabil că acum a dat rezultatul, adică de-a lungul timpului, atunci imediat... Proba, atunci, proba, da, se vede în timp cum am vorbit. Cu proba o trecut, băi, dar am o discuție, băi, fii atent. Cred că la ce stai de întâmplare. Și acum, legăm, apropo chiar de experiența de profesor și educațional, că se de ce vrem, cum, și mai degrabă, cum se vede, cum se... cum se, care e efectul și nu știu să formulez acum. Da. Dar țin minte că experiența de profesor una, ați fost în locuri diferite, da. Locuri mai școli, țin minte asta, deci locuri mai sărace, deci această... da. A fost un fel de apostul la cântul ăla. Deci, da. Chestiunea aici a fost în felul următor. În momentul acela în care am terminat, nu a fost niciun loc în județ, a fost un singur loc la repartiție, se făcea repartiția pe țară, nu? A fost un singur loc în județul Doj de profesori de română, și anume la Velești, pe care l-a luat cu o colega noastră care a avut media 10 absolut. Și a ales în Doj. Mai pe urmă, a fost rău, că a ales că nu știu dacă știți Velești. De la Motoși, prin Coro, pe dealul în sfârșit. Am fost special să văd, bă, unde da. Vroiam eu și n-am ajuns. Da. Să termină șoseaua în păduri. La capătul lui Velești ăsta. Da? Ea a prins în urmă? Da. Noi am prins eu și cu profesorul Ion Diaconescu, care a făcut Festivalul Mondial de Poezie. Așa? Am fost foarte apropiați la mediu. Eu am fost al cincena pe listă și eu al șaptena. Al mai aproape au fost două posturi în județul, nu contează care au fost, nu știu, poate a fost el al cincena, da. Și al șaptena. Asta e important, da. Exact. Nu mai țin minte. Da. Important este că am fost foarte sus, dar n-am avut. Cel mai apropiat am fost să prindem în județul ăsta. Da. Și atunci a luat el Mărgăritești, și eu am luat obicei, nu prea știam noi bine ce dracu e da. Cu ele pe acolo. Dar era în județul Olt, mai aproape de Craiova. Da. Asta o să vedea pe hartă. Și am ales chestia, nu știu, la București, sau unde s-o vorbă repartiția. Mărgăritești cobora la Bal și de acolo, nu știu cum mergea vreo 6 km, spune el, prin pădure, nu am fost, n-am văzut. Eu mergeam prins Dobricenia în Cujeană. Unde mergeam cu mașina până la școală, că mergeam, era Grădiște cap de linie, o singură rată pleca dimineața la 5:30, mergea la Grădiște și seara se întorcea aceeași rată singură. Era
nu prea era navetă, n-avea, și eram însurat, aveam copil. Și deci eu am luat de obicei Neamcujean. La de obicei Neamcujean, nu era o școală. Fac o școală de bar de bat însurat din timpul facultății. Da. Am înțeles. Chiar mai nici. Am grăbit foarte. Și școala din Dobicel este, are gardul, o desparte de casa pictorului, ziceți, marelui, nu, ia uite Dumnezeu, ăsta de făcea cai albaștri, Bălaș, așa, era fiul Popi, era casa Popi, școala, casa Popi, doamna Bălașa, Sabi Bălașa, așa, da. Doamna, fusese învățătoare, pensionată, când m-am dus eu acolo. Dar era o navetă foarte grea, făceam două ore dus, două ore întors. Și mai ales cu întorsul era nasol din cauza că ploua, era toamnă, ningea și rata nu se știa dacă vine sau nu vine. Și dacă venea, era, trebuia să vină la 5:30. Dacă venea la 7:30 era bine, dar eu tocmai la 7:30 mă duceam să mă culc la 5:30 acolo și ea trecea la 8 și mă oficam. Foarte greu. Da. Dacă eu am fost orășan, am avut totdeauna o nostalgie, așa. Plecau toți copiii vara la bunici, la soară, mă n-aveam stat. Rămâneam singur pe stradă, așa, mai mă jucam un putan, dar mai plecat și el, la Malmar. Și la bunici. Eu rămâneam singur pe stradă, nu mai juc. Nostalgia cu stradă. Astfel încât când am ajuns la stradă, pentru mine a fost ca o expediție, așa. A fost o... M-am bucurat să cunosc chestia asta. Plus că mi-am și zis, ceea ce mi-am zis când am venit la 13 țigări. Bă, alții au plecat de exploratori pe Amazon ca să vadă indieni de ăștia de băziu pe aici la Budai de Leam. Tăiu, foarte bine, trăim și chestia asta. La Dobriceni erau rudari, erau copii, am dus o viață frumoasă altfel, fiindcă erau un sat numai cu, sau foarte multe femei, că bărbații toți erau plecați, majoritatea pe la București, căci erau aprozariști din București, nu știu exact cum, iar ei care stăteau lucrau la petrol, se exploata petrol acolo. Și aveam o stare materială foarte bună, case frumoase, copii îmbrăcați frumos, bine crescuți, educați, mă rog, copii de țară, dar bine crescuți, bun simț. Și oamenii aia am văzut prin vreo de română care a ajuns în satul lor. M-au luat o familie cu soțul petrolist, așa, în gazdă, n-au vrut, nu mai povestesc, n-au vrut să-mi ia chirie. Au zis că îmi mai spun și eu la copii, că aveau un copil și un băiat și o fată, că erau foarte bucuroși că au și ei un profesor de meserie acolo, care să-i învețe să plece și ei să ajungă cum eram noi educați, da? Să ai școală, să te învețe. Așa, bă, au purtat, până la urmă am luat acolo o cameră, am zis, domnule, nu mai lemne să-ți cumpăr. Adică ți le cumpărăm noi, dar 300 de lei e calul, camion, nu știu. Da, nu, 300 de lei. Veneam cu mâncare în sufletaș, de la Claiova, ca să nu zică cineva că am luat, că mi-a dat, că nu știu ce. Și am cerut și eu copii la masă. Păi știți, eu nu știu de rău, doamna. Se poate. Vreau să spun ce oameni erau. Da. Da? Luați aici, vară. Călită de care mâncăm noi. Da. Cum să mâncați din sufletași la păstrați la în casă? Dar am mâncări să vă s-o arunc. Treaba mea, da, mă, și vrei, dar n-am. Am ținut și o cană de apă, n-am zis una de vin, dar nu de asta, de un chip. Păi, doamne, știți ce, apă? Da, bine, dă și apă. Asta. Niște oameni extraordinari. Mă trezeam, întreba și eu de Crăciun. Mă, copii, dar tăiați careva porcul, vreau și eu să cumpăr pulpă de porcul, niște carne. Domn profesor, da, așa, tăiem noi, așa, băi, să întreb când mă costă, dacă poate să-mi dea. Da, a zis tata, să vă dăm. Costă 25 de lei kilogram. Bine, a venit cu pulpa sau cu nu știu ce. Câte chile are, mă, trebuie să-l dau?
Păi, domn profesor, bunicul o dă cu toară și eu știu cum o da, zis și atunci. O dă cu 25 de lei, dar a zis ca pentru noastră cu 17. Bine, și că trebuie să dau. Păi 85 de lei, da, nu știu că mi-a spus, da, da. A. A venit un babă să-mi aducă 10 ouă. Eu n-am vrut să le iau. M-a chemat directorul. Tata Petrescu, îl bătrân, vine Petrescu, îl mic, care l-a moștenit acolo directul, de tot vine pe la expozițiile de artă plastică, pe aceea, uite, o să vă fac o altă cunoștință. Așa? Că la cu fiul său am fost coleg de liceu, de clasă. Și vine Petrescu, îl bătrân. Dom'le, ce făcuși cu baba aia, ți-mi asești cu ouăle înapoi? Păi da, păi deci, păi, dom'le, să zic că vreau că să-i dau primă, că mi-a dat ea 10, că nu i-am dat 10, că nu știu ce, dom'le. Mă, copilule, mă, oamenii ăia s-au adus cu toată dragostea, a venit femeia plângând că de ce o refuzași, că nu-i lua și ouăle. Da, pe urmă mi-a spus nu știu cine, băi, aici e altfel. Domn director, eu că i-am zis și eu, domn Popescu, secretar de poate, eu trebuie să mă pune să iau ouă. Păi bă, ăsta e așa, bă, domn director, aceea în sat e ca, mai tare ca popa. Vin toți, vin, nu se duc la tribunal, vin la el aceea, să învețe, nu știu, au alte relații oamenii, nu e așa. Azi că nu vine nimeni să-și ceară ție să-i dai note că ți-a adus 10 ouă. Femeia aia s-a bucură că au și profesor de română și. Pe cine i-ai deschis? Nu să știu. Și aveam și țigară dat, jumătate. Japonia, Lămâia. Dimineața coboram direct, m-am dus să-i mai bătână aia țigară. Lunga aia acolo, a oltețului, așa, stăteau cu conturile și fumau. Și o bună ziua, bună ziua, așa, trimis să-ți vorbim copiii, să iau pe Japonia la școală, să nu știu ce. Băi, acum îmi dau, fugeau, fiu, țigani, tati, cu așa, păi, fiați. Și trebuie să o să fug după ei, să ia, fiu. Bine, dar, mai bine să vină, le povesteam eu pe acolo, că să înveți, că se avantează. Așa, da, bine, da, așa e, așa e, da, bine. Dar totuși, țiganii rugați, după cum bine știm, sunt niște oameni care muncesc, nu fură, da, la lucrul lor, așa, nu, așa. Și vreau să spun că n-am trăit niciodată acolo. Eram însurat și născusă nevastă mea, eram nebunit că nu puteam să ajung în fiecare seară acasă. Dar m-am simțit extraordinar între oamenii ăia foarte simpli și inclusiv cu țiganii, care erau politicoși. Și trimiteau și copii la școală. Și vreau să spun că nu știu de ce, dar chiar am rămas în cap cu ochii acelor copii, rudari și țărani, care nu știu de ce am rămas eu cu impresia asta, așa că să uitau la mine așa cu speranța că dacă învață o să fie bine. Și atunci, când m-am dus la școala 13, care era cea mai mare școală de țigani din țară, m-am simțit... Adică mi s-a părut, cum se spune acum, o provocare, da. O experiență, o șansă, o șansă, un noroc. Dom'le, pot și chestia asta, să trăiesc, să vedem cum e. Și chiar am avut experiențe foarte interesante și cu țiganii. Până la urmă am descoperit, ca să sintetizez în legătură cu povestea cu țiganii, am descoperit un lucru care mi se pare foarte important. Toată lumea e acuză că nu se integrează, dar nimeni nu s-a interesat de fapt vreodată despre viața lor, cum sunt ei de adevăratelea și ce vor ei să... ce vor ei. Fiindcă ei au regulile lor de viață pe care le respectă foarte strict. Noi zicem, nu respectă legea. Nu respectă legea noastră, ei respectă legea lor. Păi da, dar de ce nu respectă legea noastră? Păi ca să respecte legea noastră, noi ar trebui să învățăm legea lor, să înțelegem ce vor, ce li se întâmplă, ce își doresc, de ce își doresc așa, ca să avem o ofertă. Da. Noi nu avem nicio ofertă, de fapt, pentru ei. Da. Deci, deși am trăit cu țigane acolo, pe urmă am reușit, adică m-am transferat în sfârșit, am ajuns la Coșoveni, erau alți țigani.
La Cârcea nu am avut țigani, nici la Câmpeni. Dar în alte părți am avut țigani. N-am niciun resentiment față de ei. Din potrivă, am o imensă milă, pentru că mi se pare o societate extrem de ierarhizată, ca la castele indiene, o păstrează. Ăia de sunt în vârst în Dumnezeu și ai la săracii, vai de mama lor. Că ăla al male se bate, că din lipsă de educație, violența răzbește din prima, scoate cuțitul, îi dă cu pumnul, cu sticla, cu ce nimerește, așa, intră în pușcărie și țiganca rămâne cu 7-8 copii, care ea n-are meserie, n-are serviciu. Și mănâncă la lada de gunoi sau fură, dar ce-ar putea să facă? Da. N-ar putea să facă nimic. În afară de asta, ai dă drumul din casă, dimineața. Păi aia ies puradeni în piile goane, ies pe drum, în țigănia în oraci. Unde aleargă și mănâncă și foc și ori nimerit, până seara când îi răzbește somnul, s-a adună în dărâi, în bătături. Și am descoperit că asta e o mare problemă pentru care nu pot să facă doamna învățătoare carte cu ei. Ăștia nu știu să ți-a pe scaun. Nu că nu știu. Da, n-au exerciți. De la poezia, Gigel, Gigel, stai frumos pe scaunel, nu te concurta pe masă, că o să râdă toți din casă. Noi acasă, te 2, 4, 6, pe 1, stai frumos, nu te scobi, nu mânca, nu te așeza, nu știu ce, stai așa, frumos. Păi, nu dă drumul ca la pisici, crezi până la dar de gunoi pe acolo. După care vrei să intre în clasă, să stea frumos 4 ore. Imposibil. N-au cum. N-au cum să concentra, n-au, nu știu limba. Doamna învățătoare, domn profesor român, vorbește în română pe care ei în țigănia lor o vorbesc amestecată, au altă limbă. Când le vorbesc, tu el nu înțelegi. Iar tu trebuie să treci la lecția următoare, ăia au înțeles, n-au înțeles. Păi n-au înțeles. Și eu dau seama, cum crezi că așa în sus, de ei nu știu nimic asta la ce. Dar nu-i cauză că stâmpiți. Da. Deci am această împrejurare că a fost, am încercat să-i cunosc, să-i înțeleg și vreau să spun că sunt tot felul de lucruri care le-aș avea în cap, așa am rămas cu ele despre viața cu țiganii. În general, nu am nimic de condamnat, am de condamnat că societatea, nu oamenii, dar, așa, autoritățile, că ăștia erau și alea comuniste, erau datoare, dar oricum aia se ocupau mai bine decât ăștia, dar e insuficient. Am văzut de asta, când dă la bogatul care îi ține, le dă pe acolo și îi ține sclav, ca la roman, că cu clienții lui acolo, le dă pe acolo să nu moară de foame, că de-aia trăiesc. Țină aia, dar după asta am văzut un șef de standard care îi cerea țigan și țiganca plângea că fiul său mic, ăla nu mă cunoștea că sunt de la școală și cum eu încerc să trec așa mai normal și mai discret pe acolo, așa, bă, sigur pe el, pe parovia lui așa, îi cerea ăia să ia fiul ăștia mai mic, un copil al ăștia, să ia pe spinarea lui o face de o bătaie că intrează peste unul în casă și păsăță în nasul, din cauza că ăsta e debil mental și ăsta îi dea drumul și nu îl bagă pe fiul. Și asta țiganca, ca mama, plângea și nu vroia să facă asta, fiindcă zicea, da, acum e, nu îl bagă, dar rămâne cu caziet. Da. Și ăla pe ea grămadă acolo, mă, ia, nu vă mai dau, vă fac, vă. Și m-am uitat, trebuie situație, cum trăiesc ăștia. Cine să vadă acolo să facă ordine? Nimeni. Și de fapt, așa. Și atunci, acești oameni, de fapt, nu pot să, pot să mai spun ceva. Mă vedeam pe mine. Da? În toți copiii ăștia săraci. Că ăia toți erau săraci. Chiar și la industrial, nu, chiar și la pedagogic. Vin niște copii de la țară. Ce resurse au? Da? Minime. Și atunci mă vedeam pe mine și cum? Nu pot să concep. Și de asta m-am bucurat că m-am pensionat, că nu mai înțelegeam pe noua generație de profesori care se ridicau așa, își luau catalogul și spuneam, sper că plecare. Puteam să înțeleg, nu pot să înțeleg un preu care pleacă la biserică, sper că nu vine nimeni asta. Și popor fiul ăla, nu știu. Așa și ăsta, că e profesor.
că nu aveam salariu. Păi nici atunci salariul proporțional nu era mare. Că dădeam din, aveam 900 de lei sau 800 de lei, ăsta își plăteam 270 de lei abonamentul la Dobricei, că era distanța mare. De-aia țin și minte, că era enorm. Da. Așa. Păi, dumne, păi de-aia erau țigă, nu și ea din luncă de vină, că am eu 800 de lei, când ei săraci să-mi dea casă, să-mi dea varză, să-mi dea ouă, să, așa, să-i învăț și pe copiilor. Și eu să zic, a, nu, la banii ăștia, nu, nu, frate, că eu ce? Și eu de ce nu sunt Craiova? Asta cred că s-a văzut din relația mea cu un beșteriu, cu negriș cu ăsta, că am fost un student bun. Nu, e vorba, puteam să spun notele. Dar, deci, acum e ce sunt? Băi, eu meritam mai mult și nu merită ăștia. Cum nu merită? Da. Toți copiii merită un profesor bun. Și noi sunt ei de vină. Eu dacă vreau să mă lupt cu cine vreau, cu guvernul, cu inspectoratul, mai ales acum că e democrație. Luptă-te mă, frate, cu aia. Nu cu amărâți ești. Ei vin la școală, cu nenorocire, că nu mai știu de ce vin la școală. Asta e partea a doua. Și era de vreo 4 ani. Nici copii nu mai știu, săraci, nici părinții nu mai știu de ce vin. Asta e. Deci era de vreo 4 ani. Dar oricum, profesorii ar trebui să știu. E vorba de responsabilitate, de conștiință, de niște lucruri, da. Că nu e de bani. Păi da. De atitudine. Da. Deci era vreo 4 ori 5 comune, exact. V-a avut da. Periplu de asta. Da. Țin minte că ați povestit la un dat ceva cu o piscină, că v-a zis unul că da de piscină școală, sau nu știu, dar ați avut da, o... Da, asta la Câmpen. Păi aveau în Câmpen să erau vreo 4 fântini. Sau stadionul știu de fântini. Da. Da. Și așa, a hotărât, a părut să hotărâre aceea PCR, privind educația fizică și sportul, tinerețul, nu știu ce s-a. Fiecare școală era hotărârea, trebuie să aibă piscină, teren de sport, patinoar și asta de la Câmpeni e o școală construită așa, pe o țuguietură, pe un deal. Într-o parte e vădutoi, în partea e altă e... Eu mă rog, curticicul care tot așa venea într-o bale pe care erau niște pomi. Toată curtea nu era mai mare decât încăperea de alături, așa, curtea. Era 40 pe 20, să zic, dacă ar fost 20. Și a venit, doamne, așa, puterea, era brigat. Era o chestiune, asta a fost ceva care iară s-a întâmplat. Deci eu am terminat în 68, în 70 am ajuns la Câmpe. Că am, da, așa. Și acolo m-am dus director că era atât de prăpăită școala că n-a vrut nimeni. Și deși nu îndeplineam condițiile de da. Învechime definitivată minim, nu, că n-a vrut nimeni, eu am vrut din cauza că coboram la Robănești și veneam cu trenul. Și mă întorceam da. Cu trenul și nu mai dormeam, stăteam să mă plouă da. Și măcar stăteam în gară și când trenul venea. Nu era tarat, ca să defecta și nu mai venea. Și puteam să seama, în primul rând, că eram tânăr. Deci, în 70, aveam 23 de ani. Da? Și eram prinții mai tineri pe acolo. Eu nu știam, eu nu învățat. Da. Noroc că domn Petrescu a fost un director foarte serios, care venea la asistențe cu caietul și la început mă obișnuiesc cu chestia asta, să ai musafiri în clasă. Îmi pare bine să vină. Dar faptul că venea mereu, fac o paranteză acum, faptul că venea mereu, pe mine m-a surprins la un moment. Bă, dar ce trebuie cu voi impresia că nu fac treaba de tot, vine acel, tot scrie acolo sau cu caietul ăla. Până când, nu știu, m-a năcălit unul și a dat un palma în catedră și lui au sărit ochelarii după mea. Și mi-am dat seama că el cam adormea pe acolo. Și l-am întrebat formă. Așa, tot în directul, dar bine mă punea să fac planuri de lecție, le corecta pe toate. Aveam și educație fizică în completare, că n-aveau altea ore în școală. Mă punea să fac și la alea plan de lecție, de corectare, făceam așa. Tână, ce aveți cu mine? Dacă mie ce că nu vă conștiu. Nu, domnule, îmi place și mie cum povestești așa. Păi s-au urat și lui acolo să stea. Pe ea știa că erau din sate, știa de o viață întreagă, erau toți bătrâni.
Păi Alecu, pe la mine, bă, cu lui, băi, ce ai zis-o? În sfârșit, adică s-a purtat foarte frumos omul cu mine, dar nu, și, deci, ca, noroc cu omul ăsta, că m-a mai învățat câte ceva. Și, între timp am avut o scurtă experiență prin Coșoveni, unde tot așa venea domnul Tomică de matematică, directorul ajuns-o la o caiet, mă, și scria, domnul director, nu frumos, să-mi spune și pe el, dacă zicea, era în față de Dobricem, vă dați seama, era pe pământ la Coșoveni. Așa, vreau să, dacă e ceva care nu e în regulă, să-mi spuneți, că bineînțeles, eu vreau să fac bine, dar... Asta da, mă pricep și eu. Da, da, las că spun. Iar venea, iar, doi, scrie. Să nu se mai, las că mai vorbim noi. Tot așa, o dată de două, de trei, bă, ce dracu, bine, erau obligați directorii în comunism să aibă o normă de asistență, să facă atâtea pe săptămână, am și... Până la urmă, nu spune și mie, din vremea ăsta nu-i convine, vine și treacă, bine, nu Dumne, știi ceva? Eu completez la pronospot. Făceau de la, nu știu cum, da, variante, variante, așa, da, da, variante, care și el tot da. Știa acolo, eu nu știam ce dracu scrie. A, ei, și atunci la Câmpeni a fost pentru mine o mare încercare. Da? Că deodată aveai 10 oameni, acum lumea asta vorbește la habanare. Pe vremea aia primarul era șef de școală peste școală și venea și ăla vroia altceva, să facă întarea României, să pule porumbul, să sap nu știu pe unde, pe la grădinile CAP-ului, pe la CAP, ăla vrea ceva. Inspectoratul vrea să am rezultate, profesorii vreau să-i lasă în pace, copiii vreau să-i învățcați. Am fost obligat să găsesc o soluție ca să pot să dorm în fiecare seară acasă. Așa. Și să-mi văd de asta, cum le armonizez. Acum, asta își face iar o paranteză, apropo de democrație. Cred că școala era și un mediu, pentru că pe urmă, după ce am trecut și pe la Cârcea și pe la școala 13 și am ajuns la Industrial 1, unde am zis, Doamne, mulțumesc Dumnezeu, aici că nu mai sunt director, că în sfârșit sunt unde vreau să fiu, să fiu profesor. Și peste un an de zile m-a pus și n-am putut să spun, dom'le, nu vreau să fiu director, deci după ce m-a adus la liceu 1 și o să spun ăluia care m-a adus acolo, nu vreau, nu mi se pare că se putea. Și atunci așa mai zicea director cum are voce. Dar important e altceva. Începând cu Câmpeni, unde erau, mă rog, mai vei ca mine, mai cu experiență, era și o fată care de-a venit din școala pedagogică, deci o țară mai mică decât mine. Dar, nu-i numeai tu. Nu puteai să-i dea afară. Deci dacă vrei să ai performanță, trebuia să fii convingător. Deci chestia că ce? Îi dau un mustrat. Păi după ce îi dau un mustrat, dar tot ce? Îți dau și avertizment. Și după aia ceva. Deci, nu-i numeai tu, nu-i dă de afară tu, dă un străi. Îi doar să-i în caier, așa. Scopul era să reușești să-i convingi că trebuie să facem niște lucruri. Da. La liceu industrial, unul avea altă temă. Ăia ați făcut acolo cu... Nu. Ăia erau toți moști. Da. Pe performanțe, da, toți, da. Puteau să, un sfert pusă să directori, trei sferturi puteau să fie urcați. Da. Nu, mă apucam eu cu neanicul Părfure să fac gimnastică, da? Tu cum se poate? Nu se poate. Deci trebuie să fii democratic dacă vrei să ai rezultat. Adică să stai de vorbă cu oamenii, să înțelegi ce spun și ei, să-i convingi și tu dacă era să-i convingi și când nu, să renunți. Asta e. Adică faci compromisuri, că trebuie să mergi mai departe. Deci școala era un mediu în care nu prea puteai să fii dictator ca în fabrică. Da. Fiindcă în fabrică era o ierarhie în care niciodată ăla de la bază nu putea să ajungă în vârf. Da? Din miile de muncitori din electro, ăia miile alea niciodată nu puteau să ajungă director. Erau din câteva zeci de ingineri, sute, câți au fost,
puteau să ajungă câțiva directori. Dar în jos era de nesfăbătut. Pe când în liceu industrial 1, oricare din oamenii ăia puteau să fie directori și chiar puteau să fie la fel de buni și chiar mai buni. Deci nu puteai să faci cu forță. Erau personalități deosebite. Nu se pune problema că făceai tu cu pumnul și în masă și dădeai ordine. Vezi, mă, vezi frumos, să-l convins, să vezi ce zice, cum facem, ce... Deci, până și democrația se învață și nu neapărat de plăcere. Că nu știu dacă vreau să fiu democratic. Cred că mă apucau și pe mine pandaliile de aș fi făcut pe dictatorul. Da. Dar după ce făceam pe dictatorul vreo două zile, în patru zile, la treia zi, mi-i întorceau toți spatele, vorbeam singur pe acolo, nu mai puteam să fac nimica. Și mă dădeau afară ei la asta, pe mine. Deci nu mergea așa. Deci și asta se poate învăța. Sigur, mai trebuie să ai și înclinare, că cât de cât așa să fii mai comuni, cum să zic, vorbești cu lumea și să poți să și asculți. Eu adevărat că vorbesc mult. Mai spun câteodată pe aici. Da, dar reține ceva. Ce ai vorbit cu mine. Și minte. Da? Deci ascult. Nu contează cât ascult. Contează cum ascult. Că țin minte și înțeleg ce ai spus. Fac o comară de păstrând, păstrând lucrurile și fără să vă, să vă să o luați așa. Nu, e un interesant. Alexandru Ioan, celebru poet de la Grești. Și merg destul de des, de când îl cunosc, merg mai des și cu Ionel, cu Ciobănean. Și Ionel câteodată se mai supără pentru că Alexandru vorbește mult. Și aparent nu-l lasă și pe Ionel sau pe ceilalți. Și Santu zice așa, zice, eu vorbesc, dar ascult, vorbește că eu te ascult. Și într-adevăr a dovedit că, chiar dacă aparent vorbești, nu e, comparația nu e prea bună, nu e prea bună. Ea nu e la rară niște și îl înțeleg pe Ionel, dar a dovedit că ascultă. Și nu că ascultă în sensul care receptează, ci l-a înțeles și va răspunde la ora. Are să-și spună ceva, poate mai mult, e nevorbit. Să înțelege și mediului. E un mediu care el nu vorbește decât o dată la două săptămâni sau și mai rar, poate. Și atunci venim cineva care are să comunice, are această apucătură din un fel de așa, poate mai mult. Dar într-adevăr ascultă și dați-o dovedit într-adevăr că ascultați în sensul și înțelegeți pe celălalt. Doar puțin asta, ca să dăm exemplu ăla cu la Câmpeni, cu dealul și cu stadionul. Și vine așa, acolo foarte important a fost informarea mea, fiindcă eram foarte tânăr, faptul că era o casă de copii, casa de fete care nu aveau părinți. Da. Da? Și asta a însemnat ceva, că din 300 de copii, 100 veneau de la... A fost și acolo o experiență la fel de puternică ca asta din Țigănie, care a... În primul rând că... Erau... Acolo am înțeles un lucru, din cauza acestor copii, că afecțiunea este la fel de importantă ca hrana și ca orice. Că, și îmi dau seama de drama, de tragedia pe care o trăiești, eu cred că poporul român trăiește o tragedie cu aceste familii despărțite și copii lăsați fără mamă, fără tată. Cred că nu ne dăm seama de dimensiunea tragediei astea. Fiindcă un copil are nevoie de afecțiune. Chit că îl bate, dar îl bate tasul, bate măsa, îl ceartă tasul, ceartă măsa. Dacă îl lasă de nu are mamă, nu are tată, este imposibil. Noaptea în somn visează și închipuie, dorește, vrea, e ceva tragic. Copiii ăia, mi-am dat seama că eu, așa îmi venea mine. Săi, probabil de fapt eu m-am simțit în toată viața mea, n-am putut să mă despart de condiția asta, de sărăcie, de condiție pauperă, de... M-am simțit în sinea mea așa, întotdeauna aproape de ăștia, am înțeles pe ăștia. Și acolo urcai pe dealul ăla și până la școală erau oare așa și copiii stăteau și înșiră asta acolo pe ale. Și eu când treceam, puneam mâna pe ei așa, că urmă m-am gândit că m-am făcut, stai așa, îmi vine să pun mâna și pe ale mâna. Îl pun mâna ca pe copilul meu, nu am niciun fel de... Doamne ferește, cum au luat ăștia, nebunii, așa, și că, bă, ce înseamnă că vreau. Dar, în sfârșit, acum discuția e alta. Și te ce-și spuneam? Dom'le, și mi-am dat seama de efect. Păi știi ce s-a întâmplat?
erau nemângâiați, domnule. Copiii ăia, când ajungeam în dreptul porții, se repezeau ăia imititei pe mine, da. Așa, se făceau ciorchine, se agățau așa pe mine ca de mâinile mele și mă strângeau, tovarășul director. Păi, domnule, pentru că o cea mai bună asistentă medicală are cât să de copii în grijă acolo, că ăștia creșteau în case de copii de la părătiți, de la zero, de la două luni, la o lună. Așa. Și ajungeau la școală 7 ani, deci, o asistentă. Păi cât poate să-l mânghe, domnule? Care, nu știu, 10 copii, dacă n-are 20. Păi poate să-i mângâie cât îi mângâie și măsa și tasul și bunica și bunicul și cine o mai fi pe acolo. Nu poate, e imposibil să dea. Oricât o avea, că noi zicem, domne, că să dea. Ce să dea, domne, că n-are cum. Cât afecțiune are ea ca să dea 1 la 20. N-are cum să fie comparabil. Odată. Trebuie să vorbești cu copilul. Ia zi, mama, tata, nasul, ochiul, nu știu ce, biata aia. Cum să facă, domne, cu 10, cu 20? Poate el să vorbească cum vorbim. Ia zi lui mama, ia zi lui tata, ia spune lui bunica, ia spune lui vecina, ia spune lui ala, ia spune lui ala. Cum faci? Nu faci. E un handicap enorm, enorm, pe care nu-l conștientizăm. Datorită copiilor ălora, am înțeles chestia asta, nevoia asta de afecțiune. Prin niște gesturi absolut banale. Nu pune nimeni mâna pe ei să-l mângâie. Că zici că... Nu, că și omul e ca pisica, și câinele, are nevoie să pui mâna pe capul lui, să te simtă că îl atingi, că ești aproape de el. Și acolo veneau, din cauza asta, veneau brigăzi anual. De 6, 7, 3, 4 învățători, 3, 4 profesori care făceau asistență odată unii la casa de copii, pe urmă, care erau în casă. De pildă, să zicem, ăia de la 1-4 veneau dimineața la asistență și după masă asisteau educatoare în casa de copii, că dormeau acolo sau plecau și veneau în fiecare zi. Dar aveau mașină. Și invers. Deci aveai o săptămână, două pe an, de dimineața și până a terminat, inspector pe toate disciplinele care stăteau non-stop acolo. Controlau, hârtii, și aci eu, fiind foarte tânăr și băgat în presiunea asta, m-au educat, m-au format. Că erau cerințe precise, te înveți. Asta e. Înveți să faci plan de muncă, înveți să faci dare de seamă, înveți să faci cu responsabilități, cu termene. Cred că de-aia am și putut să administrez o firmă după aia. Că a trebuit să scriu. Face, trece, până când a făcut, n-a făcut. Bun. Deci... Câmpeniul ăsta a avut acest rol de formare foarte mare, adică pentru viața mea a fost foarte important, fiindcă am stat 8 ani de zile acolo. Între timp am prins și cutremurul și atunci am făcut, bă, ăștia le faci, nu știu cum să spun, că nu te învață nimeni. Deci, tremurul ăsta a fost seara, dacă vă ați amintit. Eu când am ieșit din casă, stăteam în Craiovița, am luat copilul în brațe și stăm pilat la școală. Adică m-am gândit că poate să dărâmă școala și trebuie să fac ceva. Bun. Și când m-am dus, să dărâma să fac acolo niște chestii. Mă, că eu m-am mișcat foarte repede și am găsit pe cineva care mi-a făcut un proiect, adică așa, am făcut un proiect în care am pus acolo că mi s-a dărâmat și nu s-a dărâmat. Da. Era vechi și prăpădit. Da. Sobe. Nu aveam sobe, nu aveam curent electric. Da. Până la băgasem, dar ilegal. Să sunt cu un om din sat, băgasem, am cumpărat, am muncit copii la IAS, cu banii aia am cumpărat sârmă, am luat un electric, mi-a pus. Acum îmi dau seama, n-aș mai face așa, că mi-ar fi frică. Ia foc acolo, nici în pușcărie nu se mai scoate nimeni. Atunci eram prea tânăr și nu m-am gândit. Și atunci și cu ștampila am făcut repede adresă că mi s-a dărâmat, am făcut proiect și în vârtajul ăla, imediat așa, în prima fază mi-au dat bani să le par școală. Și după o lună de zile n-a mai fost la fel.
documentație, să vină echipa, să vină ăia, să vină ăia, s-au adunat ălea toate. Eu dacă am făcut imediat, am găsit un constructor. Domnul Batadela, de la CFN. A venit, mă stăm cu era și nu m-am angajat acolo, i-am povestit, eu, dom'le, am bani, dar n-am ce să-mi fac. Și ăsta am spus, azi, domnul Batadela, bine, mă, s-au dus odată prin bar și încolo și când au venit cu mașina, au oprit la campene. A venit ăla, directul, cine? Când m-a văzut, a început să ajungi copii directori. Atent, direct. Da. Ia, domnule, ca și să vedem acolo. Instruisă-mă, asta a fost, cred că moștenire la bânc. Comandanta de pionieri era instruit. Mă, când vine ăsta, pac, nu mai direct și inspector. Vii cu un coniac, vii cu cafeaua, le pui pe masă. Era tânăr și frumoasă și aia, poi acolo, pe așa, așa, acolo, numai că vreți, că nu vreți, că nu știu. Păi, dar ce specialitate ai? Domnule, profesor de român și franceză. A, franceză? Bravo. Păi, conei, și ce pe ăla să recite acolo din Sidul, nu știu ce? Dar de Malarmé ce zici? Dar de Verlaine, de nu știu ce? De atunci, n-am mai spus în viața mea că am pe diplomă și franceză. M-a zlăbit-o ce franceză știe. Literatură. Turuia pe de rost. N-am spus și te-a plăcut de mine, că dacă ești copii de tu, ia zi în care îi dăm. Păi tu mi-am așa uitat de asta, bă, am eu aceea la Robănești o echipă care lucrează la pod. O să... A, nu își putea să-ți fac. Bă, tu mi-e s-a apucat ăla să-mi facă școală. Și acolo a mai fost o fază, că la un moment dat, m-a chemat, o să iau eu. Luat un ciocan, am început să o dea cu el, încheiam cu el. Zdu. Sărea ciocan. Auzi, eu dărâm timp cu el asta și spun alta, de eu ca asta nu-ți mai spun. Păi, și cine te-au băgat ăștia, dați-o stă de ani acolo. Păi, a mea cade peste 2 ani. N-are rost să-ți fac altceva de bani ăștia. Păi, m-am îndreptat. Sărea ciocanul din ea, nu că sărea deloc. Așa. Bine. Ce să zic? Păi uite, n-am acoperit și l-am acoperit, nu știu, nu-mi dă dusă sau. Bine, și fiar, îți fac niște trepte. Și acum urcă ăia pe treptele, pe dealul ăla unde era pământ galben, alunecai în genunchi, te urcai pe acolo, acum a turnat alee de beton frumos, asta din urmă îți fac asta. Și așa a zis ea la inspectorat mare, managere mare, și au început să mă plimbe așa, ca colo-colo, pe unde era, că mă ducea de regulă, pe unde era câte un scandal așa, să certa, la cât ce-a semnat, mare scandal, reclamație, domne, te ducem la cât ce-a un convenat de la cântăm, la cât ce-a era autobuzul 6 de nea, era în Craiova, ce să mai. Da. Pe urmă, a plecat Bușoi de la ăsta, de la 13, erau toți probleme, școală cu probleme, țigani, vă dați seama ce era. Te duci. Nu? În formă, m-am mutat disciplinat la Industrial 1, călbuream, m-am mutat disciplinat. Se certa Dragonul, directorul, cu secretarul de partid. Și ăia, Dragonul ăsta era un foarte bun profesor de matematică, nu-i plăcea să facă deloc administrație. L-au stăt cu mine la campeni și când pe el l-a pus director. Și ea, la tema Călbureanu a plecat Bușoi, să-ți adjunctul Bușoi și a zis de director. Și a zis, domnule, eu nu iau. Eu iau, dacă mi-l acces pe Marinus. Călbureanu, care mă știa că el mă dus să de colo-colo, așa, a zis, păi el vrea? Păi nu știu, a venit Dragonul, domnule, nu vă spune. Știți că asta a spus șeful, nu, da. Uite, m-am gândit și eu am zis că nu, dacă nu vede. Am zis, bă, nume, că putem, contează o echipă, nu contează chestia asta, care e șeful, ce de-a contează, nu e treaba. Și
că el era foarte căutat la meditație, toți șefii de partid, de poliție, de nu știu ce, cu matematica lui, și trebuia unul care știa precis că moare acolo la școală, face treaba, da, corect, avea încredere. Da. Dar ăia atunci s-a oticat el, cât era Bușoi director, pe ăsta nu-l, ăla nu mișca în fața lui Bușoi. Și ca atare pentru ei ăsta era băiat bun. Și deci, duritatea care s-a întâmplat așa era datorită mie, în mintea lor, ceea ce nu era adevărat, dar în mintea lor așa era. Și atunci ăștia au început să reclame. A intrat în conflict cu secretarul de partid, dar el nu venea din când în când. Era foarte deșept și știa într-adevăr țigania, era foarte bine că l-a pus acolo, dar asta a fost un incident. Dar el când venea, tăia orele, făcea așa chestii care nu le făcuse în timpul ăsta și atunci ăștia nu înțelegeau ce se întâmplă. Și a venit brigadă să analizeze scandalul și atunci Călbureanu, cu dibăcia lui caracteristică, că secretarul de partidul, se nea cu secretarul de partid. Dar Călbureanu știa că ăla e olichea și că știa și pe Dragonă și pe mine. Și atunci am făcut manevra asta. Adică stinge litigiu, mutându-mă disciplinar pe mine, de la țigan la liceu industrialul. Și l-a lăsat pe Dragonul acolo să-i călărească pe ea. Că asta era ideea. Da, și era așa, știa el că eu nu sunt ca Dragonul să țin pe ea. M-a lăsat acolo. E, dar după 6 luni că mi-a scăsă să mă pună director, mă puteam să-i spun că mi-era drag la liceu, vreau să fiu ca acolo. Hai, Dumnezeu, bă. Și așa că fiecare lucru și are rolul lui și te învață ceva, dacă vrei să înveți. Așa. Vreau să, foarte, ca să da. Rolul și vreau să vă întorc, nu vreau să vă mai chin așa prea mult. Aș vrea totuși să atingem un pic 1989, sunt martor, în momentul istoric, a trăit un timp istoric, fiecare timp a avut semnificația lui și cu tremuri și, cu tremur și vor chiar nu citez asta acum, cu tremurul oamenilor. Ce a semnat 89? Ați avut o oportunitate, ați văzut oamenii, privind acum retrospectiv. Da. Pentru că tot timpul, bineînțeles că eu cred că pentru orice om, cât de cât așa, care își face o problemă despre lumea în care trăiește, un asemenea moment n-are cum să nu rămână important pentru el. E imposibil, cred eu așa. Acum, cum să spun, ca foarte mulți dintre români, am avut, aveam intuiția că se întâmplă ceva. Da? Nu pot să... Erau lucruri care nu-mi conveneau. Dacă ar fi să fiu foarte sincer, acum, gândind retrospectiv, cum spuneți, cred însă că erau mai puține atunci care nu-mi conveneau decât acum. Asta nu înseamnă că regretăm da, lucrurile din boală. Doar că atunci crescut și educat, sunt născut în 47 ani, trăit până în 89, doar în sistemul ăsta, restul știam ce știam toți din... Da, era... Nu era trist. Nu din țară, nu văzusem. Restul eram totuși, pe de-o parte, nu-mi convenea, nu? Nu putea să-mi convină că fiii mea învață cu lumânarea pusă în cana de ceai, nu putea să-mi convină că părinții mei stăteau la coadă la Mercur de sus și 7 ore tata nu se mai ținea pe picioare și mama a luat să-l țină ca să fie 2 persoane să cumpere nu știu ce, o jumătate de kil de salam și pe aia o împărțea cu noi. E adevărat că eu personal nu am suferit de chestia asta, fiindcă fiind un profesor bun, aveam copii la meditație, vorba lui Iohani. Așa aveam. Da! Au fost profesori de matematică și de în special de matematică care au făcut bani în comunism. Bani, nu o glumă, din meditație. Cum era Dragon, era super bun. Păcat săracul a murit de cancer, la mai tânăr decât mine. Așa. Au făcut, au luat casă, apartamente, au luat bani, nu o glumă. Așa. Pe drept, munciți, cinstit, bun. Profesor că
toți șefii de la partid și șefii poliției și de la securitate l-au luat pe Dragon. Dacă nu, bun. Eu n-am fost chiar așa, că n-aveam cum, că având program de director și asta și având pe asta în capul meu, că dacă sunt director, ceea ce crezi acum, un director moare acolo. Nu există director absent. E o vorbă cât unde e treaba organizată și poate să lipsească, e din comun. Poate să lipsească o zi, două, trei, o săptămână, dar altfel se aude el cum merg motoarele acolo în firmă, nu se poate așa ceva. Da, eu și vin din când în când și fac pe deșteptul pe aceea. Imposibil. Contează să-l vezi pe ăla, că doare măseaua acolo, că se termină cerneala acolo, că n-are sârmă sau ce n-are. Da. Așa, nu e așa. Să vezi că ăla e supărat, că ăla se certă cu ăla, de ce se certă, că te bagi, că nu te bagi, aia e altă poveste. Da. Tu trebuie să știi. Prin informația și să... Trebuie să știi. Da. Direct. Da. Exact. Și atunci. Acum, deci... Vine o mulțime de lucruri, sigur, care nu-mi convenea. Că tocmai vreau să scriu o carte pe tema. Că, de fapt, totdeauna nu ne vor conveni niște lucruri. Da. Și vom avea întotdeauna nemulțumiri și vom vrea altceva decât avem și așa. Și uneori o să reușim și o să ne fie mai bine și uneori o să ne fie mai rău și asta e. Deci, în total, nu mi se pare comparabil. Da. Refer acum. Dar atunci aveam nemulțumiri, repet, cum spusei, așa, importante, dar pe de altă parte, demersul lucrurilor nu știam de altceva. Da. Deci aia mi se părea că este. Vedeam optimizări, dar nu vedeam radical, nu-mi imaginam. Radical, da. Cum s-ar putea funcționa altfel. Nu puteam, nu aveam cum să-l imaginez. Bun, dar oricum... Se întâmplă în, eu știu, în Germania, așa, era clar că o să fie cea. Cert este că eu m-am așteptat și ca nu mă pot să facă e prea lungă povestirea, dar eu am avut ideea, așa, intuiția, așa, aveam eu presimțirea asta că se va întâmpla ceva de 23 august tot în jur. Motiv pentru care am făcut, că s-a făcut o selecție de directori, secretari de partid, care să meargă acolo, oameni de încredere la București, așa, și care trebuiau să fie și mai, au avut treaba în mulțime, n-aveam nu știu pe sentimente, în lipsau, l-am ridicat pe vârf, ca să mă duc, am fost convins că atunci se va întâmpla ceva. Ce dracu mă zgândărași pe mine, nu știu. Așa, vorba e că am fost acolo. Și cred că și s-a așteptat, pentru că atunci a fost să spun o chestie absolut, că nu știu că n-am auzit pe nimeni că am mai spus chestia asta, dar, deci, bărbații aveau niște pancarte atât de grele, de să n-ai cu două mâini de ele, niciun caz nu puteai să faci o mișcare să lași pancarta de una, sau steaguri cu niște colți la fel, atât de lungi și de grele, încât era imposibil să nu folosești ambele mâini. Deci nu puteai să dai cu grenada, să iei pistolul, să ceva. Sunt convins că n-a fost întâmplător. Iar femeile aveau toate două materiale de propagandă, da, mai ușoare așa, pe cele, nu știu ce, dar cu ambele mâini, cu ambele mâini ocupate astea sus. Bun. Și am fost și am crezut că o să fiu martor la chestia aia și mă rog. Nu că le-a spus în Egipt, dar sunt și martor, exact. Și așa nu mai. Bun. Toma a venit cu zidul Berlinului, cum știu, toată lumea aștepta, da? Cu Germania, Nemții, așa, vorbea Europa Liberă, spunea toată lumea. Și atunci eu am vorbit cu Neani, cu Părbulescu. Da, mă, până la un apartament, acolo, două, hai de vin, două, doamne, da. Tu ce să facem, domnule? Nu știu, dar ce se întâmplă ceva așa. Nu făceam noi doi, ce de da. Totuși, dacă o fi o chestie, să putem și noi să... Da, da, așa. Ce să facem? Am gândit noi așa, mai.
hai să vedem așa care am putea să facem, să vorbim. Deci să construim o rețetă. Și cum am citit și noi prin cărți sau... Eu, hai, noi, hai să facem așa. Bun, hai să găsim care găsim și pe urmă cu ăștia care vorbim noi, ei să găsească, dar să nu-i mai spun. Da? Adică știe fiecare câte cinci, așa și alalt, și alalt, dar să nu spună pe el asta, dacă ne prind ăștia și ne bat, eu nu pot să fiu sigur că nu spun. Ba, nu spun numai cinci. Da. Nu spun 105. Și, acum, am început. Bă, ora vor fi, mergem și noi, nu știu, așa, până, ce se întâmplă, cum vezi, am început să... A, pe prieten, cunoștințe, nu, de pildă, doctorul meu, ora vor fi, că așa. Da, Și, ne-am făcut noi așa, un grup. Bineînțeles că Neanicu n-a ales să stai chiar așa și până la urmă s-a turnat la Neanicu acasă câte 17. Da. Unea Neanicu așa și am văzut, da, vorbeam și noi, ce zic, pe la Europa Liberă, nu făceam cu mare plan așa, că nu știu ce să facem. Nu vă era teamă că sunt informator și... Ba ne era, dar era o încredere. Și am ziceam și noi că am ales, e adevărat că de la teamă, pentru că apăreau unii care nu mai știam, că vorbim să Neanicu cu tare și ăla mai venit să cu unul și nu știa cine trebuia. Fără, fără, direct. Da, și ăsta cine? Păi, ăsta e Salabaș, băiatul în Salabaș și studiam, nu știu ce. Da? Da. Bine, nu știu să-și bine. Asta e. Asta am înțeles. E riscul, n-ai să faci. Și la un moment dat, deci, căutam asta, să vorbim cu lume care ar vrea să... Între ei a fost actorul Angel Popescu, tatăl regizorului, a intrat și el în gruparea asta. Care regizor? Păi, fiul său are, avea un băiat și o fată. Băiatul e regizor, Popescu, cum îl cheamă? Marele regizor. Dacă spuneți cum îl cheamă, vă spun eu care e. În tânăr, are 40 de ani, 47 de ani trebuie să aibă. Constantin Popescu? Nu, domnule. Gheorghe Popescu? Nu știu. Cred că mi-ați mai spus-o, dar nu, nu vreau să pierd. O să revenim astăzi. Nu știu cum. Ok, așa. Nu, nu contează. Băiatul lui este regizor important. Așa. Nu știu cum. Mi-am zis în timp cum îl cheam. Așa. Așa. Înțeleg că era prieten cu fii mea la... Așa. Și a urmat regia. Așa. Eu a plecat prin America. Nu știu mă ce așa. Așa. Avea și o fată foarte frumoasă, Bianca. Cred că vezi, duți minte pe Bianca, că era frumoasă. Da, prieten al fi. Da. Și am făcut și meditații pe la Roma. Și da, de asta nu știu. Dom'le, nu Constantin, Cristian Popescu. Cristian Popescu. Da. Așa, bă, fine. Și toți, așa, vedeai și noi, de la Europa Liberă și așa. Și la un moment dat am văzut. Mi-a venit mie ideea asta, că văzut o multe filme în copilărie cu războiul, cu rușii, cu ăștia. Că urmă mai dădeau ideile istorice, cu Narimov, cu Suborov, cu nu știa așa. Citeam cărți politice, citisem, cărți de ăștia, multe. Și exact alea cu eroii comuniști, acum mi-a venit în cap la anticomunist. Păi da. Așa. Dar nu că nu eram anticomunist, să cadă, nu vroiam asta i-am spus lui, dom'le, la un moment dat asta a fost ideea, dom'le, dar cum să zicem că uite, sunt o chestie, iese lumea, ieșim și noi și după aceea ce facem? N-avem program de guvern, dar Nicu a zis, așa e. Uitați, dar noi ce program să facem noi de aici? Și cu poștea de aici. Facem, ce facem? Deci ieșim în stradă, luăm puterea și ce facem? Și atunci și l-am amintesc cu asociața așa pe care nu știți, nu? Nu. Așa? L-am auzit mereu pe care. L-am amintesc cu care era terminat stațiunea în București, și eram alitat cu Doru Petrescu, inginer de aeronave,
amândoi profesori în liceu și care erau și ei implicați în chestia asta, că Duru avea pe sursa fugită în Austria, era arhitectă, nu în Elveția, și dăduse la afară din fabrica de avioane normal și trimise să la liceu. Tată sub sânsă mare avocat, mamă sa sânsă mare doctoriță ginecologă, în sfârșit educație, instruită așa, pianist vorbitor de limbi străine, copilul, așa. Dar el era un tip introvertit, un fel de Mihaela masculină, ceea ce la o femeie mai merge, dar la un bărbat așa socialmente nu e avantajos. Bun profesionist, dar necomunicativ, nu bun de treabă, Însă ea era foarte dinamică, chiar compensat. La un moment dat chiar am impresia că nu să spun că el, într-un fel, profită de așa și o încurajează să iasă ea la înaintare ca să... Să rămână... Și Iana zice, dom'le, eu îl știu pe academicianul nu știu care e greu, mare economist, care am auzit că e cam bolnav, dar asta ar fi în stare să facă un program de guvernare. Și aș avea curat să merg la asta, să-i propun. Mi-a zis cu ceva. E o chestie. Nu cum putem să facem un program de guvernare. Dom'le, și pe data de 20, așa, aveam noi niște prieteni în București. Adică plecați din Craiova, care s-a mutat să în București. Și pe 20, așa, sau 18, 19, nu mai știu exact, am plecat în București. Am făcut delegație de la școală, am făcut eu. Eram în vacanță totuși. Deja venea vacanța de Crăciun și în școală se închide mai devreme, plus perioada care era așa. Am făcut eu o delegație că mergem la centrul de aeronautică, dotare, chestii, că deja, așa, m-am gândit, bă, ne întreabă cineva, te duci și se întâmplă să avem un acolo. Am făcut eu chestia la școală, că tot eram director, am pus și tampila pe ea, delegație. M-am venit pe Petrescu la nu știu ce repede de aeronautică. Dom'le, când am urcat în tren, era o atmosferă sumbră și foarte specială. Am mai încercat, dar n-am putut să dezinez. Am simțit că e ceva. Lumea tăcută, încruntată, nu vorbea puțin, scurt, așa... În orice caz, am înțeles totuși că s-ar fi întâmplat ceva. Deci venea trenul de la Timișoara. Da, da. Începuse la Timișoara. Da. Dar nu auzisem, nu știam. Și când am ajuns în București, ne-am dus la aia acasă, când ne-am dus, nu era decât ea. Am publicat un volum de pe Maria Romea. Dar ea era măritată altfel, Alex Calava. Și ne-am dus, adică era de fapt, erau prietenii ei buni, da, prietenii da. Petreștilor. Da, pe da, mine da. Mă cunoșteau așa da. De la ei, că au zis așa. Ne-am dus acolo, și a venit Romea. Când intrăm, aia desfigurată ne deschide ușa. Când ne vede, că nu e să se încănezi. Da. Când da, desfigurată, da, ce e? Ce a început la Timișoara? Spunea la Bornea la Europa, da. Că se trage, că mort, că nu știu ce. Da. Dădea oia răpăituri de armă, da, sau da, un aparat de radio, aia desfigurată, a început, nu știu ce, dar aia.
Bine. Și voi ce ne-a spus asta, veni, vreau să vorbesc cu nu știu ce, dă dură telefon, ăla însă că e bolnav, nu poate să o primească. Și constătură mea și bine, începuseră într-adevăr în București, deja când am coborât, erau patrule de la de plăci patriotice, militari, milițieni, complexe, așa. Da, 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 da. Așa. Ne-am dus străzile întunecate, erau patrule de ăștia și treacă. O, în o seră de asta de război. Ce facem? Doamne, s-a făcut vă 12, când începură să vorbim acolo, mă rog, ca toată lumea care a aflat chestia asta, mai ascultam la Europa Liberă, nu știu, Alex, unde o fi, poate la vă 12 noapte, așa, 11-12 noapte, poate noi cu mine, cu Alex, desfigurat în față, ăla era mare amator de mașini, șofer, așa, nu știu, vine. Deci, păi, ce bani? Fusese cu încă 2, 3, 4, cel puțin așa am spus și de cum să comportam, am și crezut, că stă așa și face, nu face nimic, că ei fusese la sconicești de dus în foc, că acasă nu ceau și asta. Și nu face nimic, eu, păi, dar stai, că ce să fac? Păi nu, ce să facem, lumea e în stradă. Băi, Alex, până la urmă s-au înfilsat în mine, acolo, că nu fac, că nu știu ce, băi, stai așa, nițel, adică care-i chestia? Fac eu, dacă ies eu în stradă și urlu, ce se întâmplă? Merg cu tine acum în față la Comitetul Central și dacă sunt, mai sunt 100 de aici, la unde ești noi acolo, că dacă suntem numai noi doi, ea ne băgă într-un imeseni, nu știe nimeni că suntem eroi. Martir, ceva, nimic, suntem niște proști. Ia, doar aia, doar așa, că să mergem, dacă mai sunt unii. Bă, nu, vă da dezarticulat pe acolo. Cred că ne-am pus să o frică, făcut să ce dracule, a fost frică și s-a răzbunat pe mine acolo. Da. Adevărul e că mi-a venit să mă ridic pe scaun, să plec, să-i las dracu, dar până a venit totuși cu idee. Mi-a dat el, păi ia, voi stați, nu faceți nimic, uite aici și așa, eu am de la ambasada. Dumnezeu, că da, ambasada americană, nu mai spun niciodată, da. Avea niște manifeste. Că i-a făcut să cineva de la, nu, o româncă care era angajată la ambasada americană și care i-a dat, avea două manifeste, două sacoșe de manifeste. Și că lumea se luptă și voi nu face nimic. Păi bă, de-aia am venit să ne luptăm, dar cum dracu vreți să ne luptăm? Da. Singuri așa, ce-ți faci? A trecut și noaptea aia. Și a adus ea aminte că nu știu pe cine cunoaște un director la nu știu ce, care ăla mare, creier economic și să ne ducem la ăla să facem program de guvernare. Până la urmă, ăla nu era acasă, am sunat, am ajuns după masa la ăla acolo, s-a făcut să seară, că s-a întunecat de vreme, era deja decembrie, nu? Da. Așa? Un vol ăla întunecut când am intrat. Erau patrule de asta, stăteau și omul acolo. Da. Îmi băgăță și la depus, că apără, bătea vântul, era rece, era nasol. Băgăță și la fuma, dar te sperii, vă dați seama, te duci, vreți pe aia acolo. Așa, am intrat la ala în casă, ne-a primit ăla, ne-a tratat acolo cu cafea, cu ce trebuie, ne-a tratat, să începui Ileana să-i spună. Facem noi, la Caiova, avem un grup organizat, facem și așa și ne trebuie program, să facă el așa un program de pe. Ăla mi-a luat aminte că ne-a arătat așa că are o pisică care trage apă la closet. Serios. Da. Nu știu, să ne-a și trageane. Și ne-am bubunit pe acolo și ce dracu ne-a mai spus că nu ne-a spus nimic. În orice caz, dar nimeni nu s-a angajat că le-a face un program. Ne-a pasat așa, ne-a plimbat. M-a bărbăit pe acolo tot felul de chestii, nu cunoștea. Am plecat și nu aș mai ști nici cum îl cheamă, nici cine le cu cine era. În sfârșit știa așa că știe. Și am plecat mai așa nedumiriți, dezorientați, înapoi la ăștia. Ăsta nu era așa. Și am rămas acolo. Păi ce să facem în sfârșit? Dom'le,
Și deci cred că pe 21 a fost asta, a venit ăsta, sau pe 20, când dracu a fost, seara, a venit tot așa, el bântuia, asta da. Stătea acasă. A venit tot așa, nebunit acolo, păi gata, trebuie să mergem, facem niște grupuri, nu știu ce, ne ducem. Și am plecat, așa a rămas ca a doua zi, nu știu unde vreau, ne mai ducem după program de guvernare. Care a doua zi dimineața au plecat ei și au apărut la televizor. A dat drumul la televizor sau au plecat amândoi a doua zi dimineața. Au dat drumul la televizor și am văzut pe Ceaușescu, 21, atunci cu... Când s-a întrerupt cu nu știu ce, opa, băi, asta era clar că ceva. Până când să ne dezmeticim noi, până una disperat. Băi, sunt urmărit, plecați aceea. Deci fusese la baricadă, la nu știu ce e. Da. Așa. Noi nu, că nu. Nu, n-am mai venit să spună să merg cu el la baricadă. Așa. Cred că a fost decepționat așa, în sfârșit, n-am altă credere. Da. Sau nu știu că... Da, oricum, era febril așa, nu? Da. Bun. Și a apărut, zicea, băi, sunt urmărit, nu știu ce, așa, plecați, luați asta, luați acușele astea și duceți-vă, asta știa, la Nașul, la Nașul, da. Peste drum, la un bloc, pe acolo, duceți-le la, că sunt urmărit și vin ăștia. Păi, repede am luat, am plecat la Naș. Nu știam pe Naș. Vineam noi la Oranje, am intrat pe acolo, cu București, nu știam nimic pe asta. Tână urcare la etajul, nu știu, 5-7, cât au fost la Nașa, ne-au aia, a, Ileana, da, da, bine, da. Bine, nu știu ce, eu cu sapușele, cu manifestele după mine, așa. Era frică că ne întâlneam pe stradă cu... Nu era departe, mergeam pe da, jos, da. Cu patrule de la... Era frică, mă, dacă ești un eu, da. De soară, ce fac? Așa, nu știu, sau, mergeam pe acolo. Nu pot să spun că deci că era cu faptul vitejească. Le-am luat că a zis ăla, ia le duceți-vă, plecați! Nu, 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 le-am luat că a plecat! Hai la Nașa, Nașa! Nașa, când așa ne... Știi, venea aia, vă fac o cafea, cu tare... Făc o cafea, ne băgăm în bucătărie, făc o cafea... Să lăsăm și noi ăștia la tine, zice Ileana, domnule, eu am uitat și eu o remușcare, știi? Zice, bă, nu pot să-i dai și unui în casă niște ăștia să nu știe ce-i lași. Păi, da. Și m-am băgat peste ea și am spus, domnule, știți, ăștia sunt niște manifeste de tealică. Aoleu, nu puteți să le lăsați aceea, că am femeie la copil, vine aia, vede, spune nu știu ce, luați-le și... Nu, să nu mi le lăsați aceea, nu știu, mă, n-a dat afară ușii. Voi rămâne, iar eu cu două sacoșe, era în frunte revoluționară acolo, să mergem așa, unde dacă să mergem. Și la mătușa, la mătușa care stă lângă gara. Ne dusă la mătușa. Ah, între timp, da. Mă rog, patrule, pe unde am umblat eu nu era nicio revoluție. Da. Unde am umblat în Hoseară înainte erau străzi baricadate cu mașini de ăștia, blocate, treceri, da, da, da. Așa, dar nu se vedea așa. Erau patrule alea care ce vreau. Ne ducem la mătușă. Mătușa ne primește, îl bătrân, colonel în armata, regal, a fost ăsta, am spus să-i dea, nu știu ce. Păi, da, mă, începuseră prin București, nu știu, spuneam la radio, la colonelul cu urechile noastre. Noi nu văzăm așa, că pe calea Victoriei au trecut da. Mașini, au tras, au nu știu ce, ăia au făcut. Colonel. Timp, nu știu. Ei, zice, nu e bine lucrul să fac lucruri de ăștia, nu trebuia să ajung aici, nu știu ce. Așa, le-am ajutat că noi vrem da, să facem revoluție, să așa. Nu e bine să ajungi pe departe. Dumne și baba,
ascultă, ia ce ascultă, ce ăsta, colonelul. Și ce-am mai? Eu? Aș merge și eu. Ce zici, mă, că nu trebuia să se ducă să... Trebuia, că ce tot vorbește aceea? Lasă, maică, foarte bine. Aș merge și eu, uite așa, bătrână, cum sunt dacă. A, păi acum, nu mă, ce să faci? A fost o chestie și asta, o lecție. Bă. Ce să facem acum? Doamnă, stați așa, uitați, o aveam? Bine, mai că lăsați-o leace. De ce n-am întoușul? Sunai pe Dan Moguș. Dane, sunt în București. Nu prea mă simt bine, vreau să vin la Craiova, vreau să vin acasă, dar nu prea mă simt bine. Nu știu, tu ai putea să vii cu mașina la gară să mă iei și pe mine? Până la, cred că s-a prins, că eu stăteam lângă gară. Nu vede ce dreapă să vină să mă ia el cu mașina să mă ducă tot acolo. Da. Deci s-a prins că ceva. Da, bine, vin, cu ce trebuie, vin la 9:30. Am vorbit cu apă tână și am zis, doamnă, sus a pășit de asta. Nu e nicio faptă de vitejie, sunt întâmplări care au altă, că nu, altă semnificație mi se pare mie cap. Că unii cred că revoluția se face așa de niște minți organizate și lucide care fac ca la armată, la statul major, totuși începe detașamentul 1, nu e așa. Asta vreau să spun, că nu e așa. Și m-am dus și zic, dați-o să apă și băgăm niște ziare în eu, îmi vrei mă să-i îngat. Să văd, mă, dați, mă, caută în sacoși, patrulele. Da. Să văd, trenul vine, nu vine, e suspendat, ăia mă caută în sacoșe. Și eu să apă și așa, de la babă mă dus la abă tână, da, ca vorbesc cu păcat, de la doamna abă tână. Luai sapă și am văzut în gară. Stai tu, și stai voi aceea vorbiți așa, amintit din copilărie și am văzut să văd în gară, care-i treaba. Am văzut în gară, treau patrule pe acolo, treau, le circulau normal, nu era nimic așa, da, nu te căuta nimeni. Da, da. Legitimația, să da, văd da. Cere, ce cauți, cine ești, da, de unde vii. Era deja, deci după ce s-a întâmplat să prima da, chestie. Da, da, da. Nu s-a. Nu și la creier. Am luat sapășa, i-am lăsat-o ei în fața gării, m-am dus eu în gară, m-am arătat toate, nu era nimic. N-am dus, m-am venit creier, m-am dus, am pus sapășa undeva pe o chestie sus, așa, și erau niște bucăți de hârtie jumate de A5, cam așa, mie nu mai țin minte ce le-a pus că i-a dat acolo, jos, tatuul, nu știu. Le-am pus pe un, că trenul nu era, era cam gol așa, pe o banchetă, pe o de-aia da, sus. Da. Eu care aveam experiență revoluționară, așa din cărțile alea cu comuniștii, da? Mi-am dus dracu în alt compartiment. Da. Am lăsat acolo să fac așa. Dar mă, dar cu totul și contrar de ce, nu? Ideea care era, Dan avea o Dacie, cu numărul, nu știu, 105, 109, da. Că da. El dacă la urgență, nu știu ce, venea cu milițienii, da. Cu accidente, cu ăștia, își profitase de ocazie da. Și își plăzise un număr de ăsta mic. Da, da bă, domnul mă caută, știi că mă urcă mașina asta, un lupingat. Da. Domnul, și acolo lumea povestea încredere. Erau unii, țin minte că povestea cum văzuse o femeie îngrozită, cum văzuse treceau ăia și că cu taburile, cu tancurile, nu știu, da. Cu femeia pe care a Victoriei în viteză, să dea peste oameni așa și aia ieșeau, erau scoși din da. Unii, da. Așa, și cum asta povestirea unea. Da. Și cineva a luat o sticlă dintr-un ălea de lapte de erau la o lăptărie și a dat și l-a lovit pe unul de la un soldat de la oi și curgea oiul și erau numai povestiri de da, așa. Da, da. Așa, în tren, acum toată lumea vorbea.
Nu știu, și am ajuns la Craiova, nu s-a întâmplat nimic, toată lumea povestea, nu m-a întâmplat de ăștia din București, cu morți, cu împușcături, cu tras, cu așa, călcat, lovit. Am ajuns în gară și în gară am murit de frică. Nu am fost vizitat deloc. S-a fost și după mine, mi-era frică. Dar culmea e că tocmai în gara acelea s-a întâmplat că parcă erau mai puține patrule decât când venisem. Da. Nu, n-a fost nicio chestie, ne-am dus, ne-am luat Dan și ne-am dus acasă la Ineana Petrescu cu sacoșe și cu tot. Și acolo am lăsat sacoșa, așa, și m-a luat Doru Petrescu cu mașina lui să mergem la Domn Pârvulescu. Punem în mișcare mecanismul propriu. Alex a spus așa. Am zis, bă, dacă tot e așa, rămân eu aici, rămân, vin și eu plecă. Și atunci Alex a zis, bă, dacă ai zis că aveți ceva organizat la Craiova, du-te mă, faceți acolo ce ați organizat. Că ori cu tine, ori fără tine, la București tot aia. Nu stă București în tine. Duceți-vă acolo. Ne-am dus seara. La 10 ori. Când m-am dus la Neanii cu Pârvulescu, avea casa Pirului. Să te-am găsit și acum? Da, aici ai spus acolo. Avea casa Pirului. Deci, unii pe care îi cunoșteam, noi mai mulți pe care noi îi cunoșteam, așa, vorbeau și despre ce le-a întâmplat. Da, nu, așa. Și așa, povestiu ce s-a întâmplat, ce am auzit, ce am văzut, ce am nu știu ce, ei știau ce au zis să răzut pe la radio și am convenit că, dom'le, acum ne ducem acasă toți, vorbim cu oi care am vorbit și mâine de dimineață ne adunăm toți să ieșim ăsta. Da. Bun. Și am plecat. Și ne-am dus acasă. Ia la ăsta, Doru Petrescu s-a dus acasă la el, ăsta, eu m-am dus acasă la mine, noi am plecat și ei și am făcut chestia asta. Da. Așa am făcut, am sunat și-o pe care vorbit, mă, vezi că mâine dimineață pe la 10 ești tu prin oameni să ne întâlnim, ei știau despre ce că s-a luat. Bun. Și până am convenit noi că mai facem o întâlnire, m-am dus mâine dimineață, ne întâlnim întâi, eu mă întâlnesc cu Neanicu la ora 9 și mai rămăsesc că ne întâlnim acasă, la Angel Popescu, care stătea pe calea București, cam pe lângă Institutul Pedagogic, dar mai pe în spate, nu era chiar la stradă așa, la etajul 4. Mă duc la Neanicu și aveam acolo o întâlnire cu Angel Popescu și mai rău, lucrăză. Dar am plecat eu cu Neanicu. Cum urând eu cu Neanicu de la el din bloc și ducând în este, așa ne întâlnim cu Negrici. Ce face spune el aia la așa cam flegmatic? Noi domnule, nu stai în chestia. Noi ce ne întâlnim cu niște. Dar dacă e o chestie, să facem așa o mișcare, să ieșim în plan. Veniți cu noi. Hai bă, la asta. Da, și-a făcut o poantă și a plecat. Bun, ne-am dus. Ne-am dus la Angel Popescu, a mâncat la el acolo, mai erau vreo câțiva pe care îi chema să ia. Eu aveam o întâlnire cu, vorbisem cu un nepot care era student la Politehnică, că vine și el cu niște băieți și eu îmi dădusem întâlnire cu el la Nanter, acolo, la complex. Era de acolo, da, în partea noastră era blocul lui Angel Popescu. I-am lăsat pe ei sus și am coborât, mă întâlnesc cu nepotul, să vedem, băi, să adună aia, cât dai, cum facem, să ne ducem în cer. Și când eram de vorbă cu, așa a venit nepotul și am zis că da, are el 10 băieți sau nu știu ce, că îi cheamă și până când vorbeam așa, s-a auzit vuietul, mulțim. Da. A, bă, ce să mai facem noi? Hai cu ei. Hai și noi cu ei. M-am dus sus repede, le-am zis, hai, coborât. Au coborât și veneau, veneau de la, de la avioane. Bineînțeles că printre ea de la avioane, noi aveam cunoscut că eram de la liceu de acolo, îi mai cunoșteam. Am intrat cu ei acolo.
Țin minte, lumea pe stradă, pe alea, pe nu știu, aveam o vânzătoare la Nanter, nu la Nanter, pe care am curit la Rotond, acolo era o librărie. Așa. Avea o fată care era la mine în clasă, era librărea. Mamă. Ne uceam și noi, prozdeam de o carte, ne cumpărăm o carte. Și aia ieșit să și am. Și când ne-am văzut pe mine, pe domnul Părculescu acolo, m-a zis, da, să închid, că vin și eu. Și așa a făcut. A dus, a închis librăria și a venit și am. Da. Așa. Apropo de revoluție și revoluționari. Da, ăla nu avea niciun plan săraca, da, să facă pe revoluție. Da. Planul nostru, vai de mama lui ce plan era. Da. Așa. Dar lumea, așa. L-am văzut pe doctorul Mogoș, mi-a zis că nu vine, că se duce la spital, că s-ar putea întâmpla să da, fie rănit, da, nu știu da, ce, da, și da, așa, bun. Da, dar era la fereastră, ne-a făcut cu mâna așa, bun. Și mai m-am ajuns, pace le-am spus, când am ajuns în față la Cataldo. Eram prin primele brânduri pe acolo, așa, nu chiar primele, da, 30-40, așa, și am văzut pe aia cu armele la primărie, da, la English Park, acolo, era o tanchetă, o, nu tanchetă, da, sau un tank, da, sau o mașină de pompier cu furtun, totuși, recunosc că, bă, s-a făcut o frică. M-am gândit, mi-a trecut prin cap că să virez pe gang, să mă ducă la casă, ai băiat. Da. Domnule, și tot atunci am zis, bă, dacă eu acum să las, toată viața mea o să am pe conștiință că, da, cam așa, m-am gândit, da, repede, da, nu da, știu dacă da, cu da, cuvintele, da, 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 toată viața o să îmi reproșez că am fost așa. Da, nu știu, a fost un moment, dar trebuie să fac ceva și am fost. Și atunci m-am dus mai în față. A, mai să zic ceva. În coloană, m-am întâlnit acum, am fost, când am scris cartea cu demnitate, am fost la ea acasă, am dus-o, că l-am și pomenit și pe el în carte. Și, de fapt, a fost asta, m-a, în, aveam un coleg, inginer Silviu Băc. Foarte bun inginer. Bine, în avioane toți erau scurte. Dom'le, nevasta lui ăștia aveau 3-4 fete, nu știu. Și nevasta lui era în coloana acolo, în primele rând. Bun, și m-am, cum mă, asta, femeia asta, cu 4 copii acasă? O, 3, că tot așa. Stă aici și merge mai departe și o să fug acasă. Mi s-a părut, da, incalificat. Și cu frica mine așa, am mers mai departe. Ceea ce am mai încercat să spun și altă dată, băi, ideea asta, această revoluționare, să niște curaj, vitezi, care face tot felul de fapte de vitejii. Asta e falsă, dom'le, nu e adevărat. Dar important e că îți asumi niște lucruri, le faci și iese ce se întâmplă, nu iese că tot felul de imponderabile apar. Nu? Și atunci am trecut de asta, am ajuns în față la prefectură, s-a făcut asta cu intratul, bun. Eu o punea Nicu. Am zis, s-a făcut acolo, era cu colonelul ăla de umblat cu haine, am făcut ei acolo o grupă să intre, nu știu să vorbească cu ITS-ul, dar până la urmă, așa. Nu, eu punea Nicu, am rămas în stradă. Și am intrat, ITS-ul plecase, a fost scena cu balconul, bun. După asta, întâi de toate vreo două zile, am rămas în slad. Era unul, de ziceam noi, pic de la facultate, un profesor de psihologie. A fost acolo tot timpul și cu Neanicu. Pentru că mi se părea și au fost chestiile alea, cu să plecăm, că vine de santul, de nu știu ce, cu, da, cu ăștia, să plecăm acasă. Nu plecam, că ne gândeam că e o diversiune și să rămână. Până la urmă, când am intrat înăuntru, dar
era... Acum, probabil că erau acolo unii care, unii știau precis cum ar fi, sunt convins că generalul Roșu a fost dintre ei care au dat lovit la de stat. Deci asta vreau să spun de exemplu. Deci cu certitudine a fost și lovitură de stat, care cum s-a și dovedit. Între care generalul Roșu a fost cu lovitura de stat. Că ne bucuram noi, naivii care am fost la Revoluție, că bă, armata e cu noi, nu știu ce. Nu era deloc cu noi. Cel mai bine s-a văzut lucrul ăsta nou. Că suna și Iliescu și îl cerea pe Nisipeanu. Venea Răducă Noi, care rămăsese la butoane. Și îl cerea pe Iliescu, pe Nisipeanu. Nisipeanu stătea 5 minute. Venea ce chema pe Roșu. E de ghere. O frază așa, aveți ceva, o... să spunem o frază. Ce... ce rămâne din toate? Urmele văzute, urmele nevăzute și urmele văzute, ce rămâne din toate? Deci, în esență, eu când mi-asum, cred în chestia asta, deci am ajuns să fie o convingere personală, da? Nu o chestie de... Că până la urmă omul este bine să facă ceea ce el simte și crede că îl poate face. Adică că poate face cu bucurie, cu satisfacție. Deci trebuie să trăiești tu mulțumirea de a face un anumit lucru. Da, dacă nu, că e urma văzută, că e nevăzută. Urma văzută devine nevăzută. Nu există urme văzute în eternitate. Da, da. Deci urmele văzute dispar. Iar rălea văzute... sunt văzute de unii într-un fel, într-un timp de altul, da, în alt fel, dar viața ta este una. Tu, dacă nu ai sentimentul de împlinire, convingerea că ai făcut cele mai bune lucruri pe care ai putut tu să le faci. Da. Că și dacă îți închipui că ești tu mai mult decât toată lumea, nu-i. Dar fă să fii mulțumit de lucrurile alea. Să le faci din convingerea ta, din credința ta, credi. Și atunci, probabil, până la urmă nu avem decât o viață. Da? Și suntem suficient de în vârstă și unul și altul chiar, ca să ne dăm seama că de la început nu avem controlul. Deci dacă nu trăim în așa fel, încât să avem sentimentul că n-am irosit viața asta care mi s-a dat, și am făcut ceva. Atunci este bine, în fața. Că urmele sunt văzute, că sunt recunoscute. Acum s-o altă dată, da? Da. Să încheiem cu exemplul lui Van Gogh. Da. Urmele văzute au fost în timpul lui și nu le-a văzut nimeni. Da. Aceleași urme sunt văzute după 100 de ani și toată lumea apreciază, sau mă rog, toți cei care sunt interesați de treaba asta, apreciază. Și spun, uite, domne, ce operă extraordinară. Păi, a trăit acolo lângă el. Da. Artiști, critici, frumos. Deci cum e urma asta? Văzută sau nevăzută? Exact. Asta e.